Signore Gesù Cristo vi benedica, buongiorno a tutti, vi salutiamo nel nome del Signore Gesù Cristo da qui dal Tabernacolo di Roma, tutti coloro che ci seguono, fratelli, sorelle, amici ascoltatori, tutti coloro che hanno avuto il piacere e il desiderio di essere in connessione diretta con noi, vi salutiamo e vi diciamo che Dio vi benedica. Così come oggi è il primo giorno della settimana, è domenica mattina, credo che noi tutti stiamo bene, specialmente con il cuore deciso per il Signore, con il cuore aperto per lodare, adorare e onorare il suo nome. Per questo vi invitiamo da qui dal tabernacolo ad unirvi a noi, a queste 5-6 persone che siamo qui, per cantare dei cantici, per pregare insieme e per ascoltare la parola del Signore. E tutto questo sia per la gloria del nostro Signore. Vogliamo cantare un cantico prima di andare a pregare. Il cantico è Verso di te che guardo, il numero 301. E verso di te che guardo, con te voglio camminare, innalzo le mani per Vogliamo alzarci in piedi così prendiamo le nostre Bibbie a 1 Pietro capitolo 2 dal versetto 1 e così come abbiamo cantato voglio donare, io credo che già noi abbiamo donato il nostro cuore a Gesù. Questa mattina vogliamo ridedicarlo e dire Signore, vuoi ancora che la mia vita, che il mio cuore servire e darla a te questa mattina. Che Dio vi benedica. Vogliamo leggere fino al versetto 10. Quindi 1 Pietro, capitolo 2, dal versetto 1, poi andremo a pregare. Deposta dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie ed ogni maldicenza, come bambini appena nate, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono, accostandovi a Lui come a pietra vivente, rigettata dagli uomini, ma eletta e preziosa davanti a Dio. Anche voi come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio
per mezzo di Gesù Cristo. Per questo motivo, eppure contenuto nella Scrittura, ecco io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono, la pietra che gli edificatori hanno rigettata è diventata la testata d'angolo e pietra d'inciampo e roccia di scandalo. Essendo disubbidienti, essi inciampano nella parola e a questo sono altresì stati destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamiate le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Amen. Chiniamo i nostri capi e preghiamo al Signore. Padre nostro che sei nel cielo, veniamo davanti a te questa mattina con gratitudine, Padre, e ringraziamenti. Possiamo alzare le nostre mani e benedire il tuo nome. Ti ringraziamo come anche questa mattina tu hai rinnovato la tua bontà, la tua misericordia per noi, Padre, così come abbiamo letto qui in Apostolo Pietro, che noi una volta non eravamo un popolo, ma ora siamo il popolo di Dio. Una volta non avevamo ricevuto misericordia, ma ora abbiamo ricevuto misericordia. Per questo veniamo per prima cosa e ti ringraziamo, Padre, per il messaggio dell'ora. Così come tu hai permesso che noi arriviamo in contatto adesso e i nostri occhi sono stati aperti e noi possiamo vedere te nella nostra vita. Ti ringraziamo come tu ci hai donato la salute, ci hai donato la vita ancora quest'oggi e possiamo venire davanti a te con ringraziamenti e lode, Padre. Ti prego, benedici questa mattina, benedici il culto che portiamo a te, benedici il cantico, benedici la preghiera, benedici in maniera speciale la tua parola, Padre. Benedici tutti coloro che ci ascoltano, i fratelli, le sorelle, le loro famiglie, Padre. Guarda tu ogni loro necessità, guarda nel loro cuore, Padre. E dai loro una risposta questa mattina. Benedici gli amici ascoltatori, tocca il loro cuore, Padre, e fai sì che loro si convertino a te. Benedici le persone che siamo qui questa mattina, dacci la forza di rimanere nella tua volontà, Padre, e fa sì che siamo di aiuto per qualcuno. Benediciamo il popolo di Israele, benedici la tua famiglia sull'intero mondo, la sposa, Padre, e per ogni cosa ti ringraziamo nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. 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 Potete accomodarvi, potete prendere i vostri posti. Vorrei portarvi i saluti da fratello Willy, l'ho sentito al telefono questa settimana, sta bene, vi saluta tutti, mi ha detto di salutare la famiglia del pastore e l'intera chiesa. Siamo contenti come il Signore opera, come il Signore guarisce ancora oggi. Amen. Cantiamo ancora per la gloria del Signore, due o tre cantici, poi ascolteremo la parola. Il cantico numero 25, Mi maggiore. Un giorno ancora nel dolor, poi volerò, alleluia, su nel cielo dal mio Gesù. Viene il giorno, viene il bel mattino, prendo il volo verso Sion, me ne vado al fin dal mio Gesù. Se un giorno ancora sì nel dolore, poi volerò, alleluia, su nel cielo dal mio Gesù. Scende l'ombra della morte, già io cielo messo in libertà da mio Gesù. Sì, un giorno ancora sì nel dolore, poi volerò, alleluia, su nel cielo da da una terra
piena di dolore, io prendo il volo. Resplendite d'amor dal mio Gesù. Se un giorno ancora sì nel dolore, poi volerò, alleluia, su nel cielo. Cantiamo anche in romeno il 59, il numero 59, re maggiore. Ci sono tanti uomini che non comprendono perché siamo liberi pienamente. Abbiamo passato il Giordano verso il Canaan. Questo è il significato del cielo per me. Sunt mulți oameni care nu înțeleg de ce suntem liberi de plin. Trecut am Iordanul spre Canaan, aceasta mi-e cerul mie. Aceasta mi-e cerul mie. Aceasta mi-e cerul mie. Trecut am Iordanul spre Canaan, aceasta e cerul mie. Fericiți când suntem noi, cântăm și strigăm, oamenii nu pot crede, eu văd. Umplut sunt cu Duhul, eu nu mă îndoiesc, aceasta e cerul mie. Aceasta mi-e cerul mie. Aceasta mi-e cerul mie. Trecut am Iordanul spre Canaan, aceasta mi-e cerul mie. Melodia cerească când noi auzim, din țara de glorii, dincolo de mări, mesajul curat de la Iisus primim, aceasta mi-e cerul mie. Aceasta mi-e cerul mie. Aceasta mi-e cerul mie. Trecut am Iordanul spre Canaan, aceasta mi-e cerul mie. Amen. Cantiamo ancora un ultimo cantico, il numero 27, re maggiore. Poi fratello Sandro può venire. Il vasellaio, tu sei Signore. Il vasellaio, tu sei Signore. Io sono l'argilla nella tua mano. Dimmi tu fane un vaso a onore, se tu mi modelli, o formato, per la parola dell'Evangelo. Grazie Signore. Umile santo, rendi mio ognuno, secondo Cristo, il santo agnello, nella
tua forma, tienmi, Signor, ogni difetto fa scomparire con la tua mano. Toccami ognuno, questo è il mio prego, il mio desiderio. Nebucurem, che sentiamo di nuovo impreuna. Ci rallegriamo di stare di nuovo insieme. Salutiamo petosi dal tabernacolo di Roma. Salutiamo tutti voi dal tabernacolo di Roma. Oriunde v-ați găsit dumneavoastră. Ovunque vi trovaste voi. Eu pot să vă spun că Dumnezeu să vă binecuvinteze. Posso dirvi che Dio vi benedica. Astăzi avem acest subiect mult așteptat. Oggi abbiamo questo tema tanto atteso. Care l-am început joi seara. Abbiamo già iniziato giovedì sera. Și mă gândesc că dacă ați cei care n-ați urmărit joi seara. E quelli che non hanno seguito il giovedì sera. Să urmăriți predica de joi seara. Seguite la predica di joi. Atunci o să înțelegeți și predica din ziua de astăzi. Comprenderete anche la predica di oggi. Dar mai întâi aș vrea să mulțumesc fraților pentru că v-ați rugat pentru mine. Ma prima di tutto vorrei ringraziare i fratelli che hanno pregato per me. Așa cum știți, am avut un intervent chirurgical. Così come sapete ho avuto un intervento chirurgico. Și lucrurile au decurs totul bine și e le cose sono andate molto bene in maniera perfetta. Din cauza aceasta, cu ajutorul Domnului, mă găsesc azi dimineața aici. E per questo motivo con l'aiuto del Signore mi trovo questa mattina qui. Ca să pot să aduc cuvântul Domnului în fața dumneavoastră. Per portare la parola del Signore davanti a voi. Și eu cred că și dumneavoastră sunteți bucuroși și eu sunt bucuros pentru lucrul acesta. Siete contenti, anche io sono contento per questo. Pentru că intenția mea și dorința mea și Dumnezeu îmi cunoaște dorința. Perché la mia intenzione, il mio desiderio, Dio conosce il mio desiderio. Este ca toți acei frați care sunt căzuți în lume. E che tutti quei fratelli caduti nel mondo. Că sunt sau că au fost slujitori sau nu. Che erano ministri o no? Eu cred că au dreptul să fie restabiliți. Io credo che hanno il diritto di essere restaurati di nuovo. Dumnezeu este acela care restaurează. Perché Dio è colui che restaura. Și eu cred și am văzut deja și sunt rezultate. Perché io credo e ho già visto i risultati. Sunt chiar rezultate de la frații pentecostali care m-au sunat și chiar noi vedem că sunt. Ci sono risultati anche dei fratelli pentecostali che mi hanno chiamato. Și sunt plini de bucurie și chiar vreau să ia botezul. E sono ripieni di gioia e proprio vogliono prendere il battesimo. Și noi vedem deja că deja predicile acestea au avut rezultate. E noi vediamo che tutte queste prediche hanno avuto risultati. Și noi de multe ori ne bucurăm dacă unul acceptă și unul poate să prindă viziunea ristabilirii este de ajuns. E noi tante volte ci rallegriamo che basta uno solo che prenda la visione della restaurazione e questo basta. Dar noi avem deja mai mult de unul. Ma noi abbiamo già più di uno. Și deja această lucrare este incoronată. E già quest'opera è incoronata. Chiar dacă sunt mulți critici și anche se ci sono tanti critici. Frați care nu sunt de acord cu lucrurile acestea. E tanti fratelli che non sono d'accordo con questo. Eu înțeleg. Io li comprendo. Pentru că ei sunt sinceri și loro sono sinceri. Dar dacă sunt multe lucruri care nu încă nu le văd. Ma se ci sono tante cose che ancora loro non vedono. Eu cred că Dumnezeu pe parcursul să le descopere lucrurile acestea. Che Dio man mano rivelerà loro questa cosa. Și o să fie liberi și ei pentru. Così saranno liberi anche loro. Pentru orice lucru. Per ogni cosa. Dumnezeu de să vă binecuvinteze. Quindi che Dio vi benedica. Aș vrea să aduc salutul fraților din România. Vorrei portarvi i saluti dei fratelli della Romania. Fratele Paul din Sebeș, vă salută. Fratello Paolo di Sebeș vi saluta. Apoi fratele Costel, tot din Sebeș. Poi il fratello Costel sempre da Sebeș. Care este tatăl lui sora Marcela care cântă. Che è il padre della sorella Marcela che canta. El în fiecare zi mă sună. Lui mi chiamă ogni giorno. Și se roagă pentru mine. E prega per me. Și este un har și o onoare. Ed è una grazia, un onore. Să știu că cineva se roagă pentru mine. Sapere che qualcuno prega per me. Și cu ocazia aceasta vreau să vă mulțumesc. E con questa occasione voglio ringraziarvi. La toți frații care se roagă pentru mine. Ringraziare tutti i fratelli che pregano per me. Și care ei sunt binecuvântați prin slujba pe care Dumnezeu mi-a dat. Sono benedetti attraverso il ministero che Dio ci ha dato. Salutări și la fratele Bob. Saluti anche dal fratello Bob. Și apoi fratele Andrei Crișan din Viena. Poi fratello Andrei Crișan di Viena. Salută frații. Saluta ai fratelli. Dumnezeu să binecuvinteze frații din Viena. Che Dio benedica i fratelli da Viena. Din Austria. Dall'Austria. Dumnezeu să fie cu voi. Che Dio sia con voi. Și apoi cu fratele Ionel din Madrid, fratele din Spania. E poi fratello Ionel di Spagna, di Madrid. Cu care colaborez în ultimul timp, aproape în fiecare zi discutăm și con il quale parliamo quasi ogni giorno. Vorbim din cuvântul Domnului. Parliamo della parola del Signore. Vorbim de situația lui. Parliamo della sua situazione. Și eu cred că Dumnezeu e io credo che Dio
prin care l-a folosit așa de mult. Eu cred că Dio, quest'uomo che ha usato tanto, o să îl restabilească complet. Lo restaurerà completamente. Este un om al lui Dumnezeu. Perché è un uomo di Dio. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate Ionel. Che Dio ti benedica, fratello Ionel. Avem aici niște cereri de rugăciune. Abbiamo qua delle richieste di preghiera. Pentru fratele Palia Gheorghe. Per il fratello Palia Gheorghe. Care este fratele nostru. Che è nostro fratello. Și apoi să ne rugăm pentru mama lui Avram. Poi preghiamo per la madre di Abramo. Jacqueline Sanama. Jacqueline Sanama. Care este bolnavă. Che è malata. Are probleme cu plămânii. Ha problemi con i polmoni. Și noi credem că dacă noi toți împreună ne unim. E noi crediamo che se tutti ci raduniamo. Dumnezeu va atinge această soră. Dio toccherà questa sorella. Și o să fie vindecată. E sarà guarita. Pentru slava și gloria Domnului. Per la gloria del Signore. Așa ca fratele Abraham să aibă bucuria così de plină. Che fratello Abramo possa avere la gioia piena. Pentru că eu vă repet ceea ce spune Scripturile. Perché io vi ripeto ciò che dicono dacă le Scritture. Dacă doi sau trei se adună în numele che Domnului. Se due o tre si radunano nel nome del Signore per chiedere una cosa. Dumnezeu ne va da. Dio ce lo darà. Ca bucuria noastră să fie de plină. La nostra gioia sia completa. Apoi o altă cerere de rugăciune pentru fratele Sorin din Bologna. Poi un'altra richiesta di preghiera per il fratello Sorin da Bologna. Fratele Sorin este restabilit acum prin cuvântul Domnului, este un prieten al fratele Aurel. Il fratello Sorin è un amico del fratello Aurel. Lui è ristabilito attraverso le prediche. El vine dintr-o familie de frați de la mesaj. Lui viene da una famiglia di fratelli del messaggio. Apoi el a umblat la frații pentecostali. Poi lui si è andato dai pentecostali. Și a avut ceva probleme în viața lui. Poi ha avuto dei problemi nella sua vita. Dar noi vedem că Dumnezeu este bun. Ma noi vediamo che Dio è buono. Și Dumnezeu chiama acasă sămânța predestinată la viața eternă. E Dio chiama a casa il seme predestinato alla vita eterna. L-a chemat și pe fratele Sorin. E ha chiamato anche il fratello Sorin. Și împreună cu fratele Sorin a chiamat și pe soția lui. E insieme al fratello Sorin ha chiamato anche sua moglie. Și apoi a chiamat și pe fratele lui. E poi chiamato anche suo fratello. Și uite așa Dumnezeu e guarda lucrează. Così Dio opera. Deci sămânța lui Avram. Quindi il seme di Abramo. Nu poate să fie oprită. Non può essere fermata da niente. Așa cum am spus joi seara. Così come l'ho detto giovedì sera. Dar dacă beton și ciment armat ar turna peste această anche se, sămânță. Anche se versassero del cemento armato su questa seme. Soarele are putere să încălzească acel beton. Il sole ha la potenza di riscaldare quel cemento. Să crepi acel beton. Che crepi quel cemento. Și sămânța să iasă afară. E che il seme esca fuori. Slăvit să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Deci de aceea mă bucur foarte mult. Quindi per questo mi rallegro molto. Și așa de multe ori în predică spun. E così tante volte nella predica dico. Sămânța lui Avram, che il seme di Abramo este condamnata la viața eternă. È condannata la vita eterna. Deci gândiți-vă voi quindi, care sunteți sămânța lui Avram. Voi che siete seme di Abramo pensate che voi sunteți condannati alla vita eterna. Voi siete condannati alla vita eterna. Nu există nimic. Non c'è niente. Ceea ce să faceți? Non c'è niente che voi potete fare. Să fiți eliminați de la viața per eterna. Per essere tolti dalla vita asta eterna. Este un har deosebit. Questa è una grazia speciale. Pentru cei ce văd lucrul acesta. Per coloro che vedono questa cosa. O să vedeți în ziua de astăzi. Vedrete oggi? Pentru că aceste promisiuni. Perché queste promesse. Nu sunt la toți oamenii. Non spettano a tutti gli uomini. O să vedeți cu ajutorul Domnului. Lo vedrete con l'aiuto del Signore. Ne aplecăm capul. Închiniamo il capo. Și toți împreună. E tutti insieme. Acolo unde vă găsiți dumneavoastră. Lì dove vi trovate voi. Vă rog să vă ridicați în picioare. Alzatevi in piedi. Și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze ziua e preghiamo che Dio benedica il giorno di oggi. Cazurile acestea în fața Domnului. Portiamo questi casi davanti al Signore. Stăpâne Tată din cerul. Signore Padre dal cielo. Tu ești Dumnezeu etern. Tu sei il Dio eterno. Tu hai ales o familie, Tată Dumnezeu. Tu hai scelto una famiglia, Signore. Acea familie este Avram. E questa è la famiglia di Abramo. Tu l'hai binecuvântat. E tu lo hai benedetto, Signore. Și ai binecuvântat sămânța. E benedetto la sua discendenza. Și noi vedem, Tată Dumnezeule, e noi vediamo, că suntem Signore, și facem parte din această familie. Che siamo e facciamo parte di questa famiglia. Te rog, Tată Dumnezeule. Ti prego, Padre. Stai in vedere, Tată Dumnezeule, pe acei frați care sunt apăsați. Guarda quei fratelli oppressi. Care ei nu-și dau seama că ei au eliberarea totală. Che ancora non si rendono conto che loro hanno una liberazione totale. Că ei pot să fie ristabiliți complet. Che loro possono essere restaurati completamente. Te rog, Tată Dumnezeule, să te atingi de ei în ziua de astăzi. Io ti prego, tocca-li tu oggi. Vorbește-le lor, Tată Dumnezeule. Parla loro, Signore. Ca să se poată ridica, Tată Dumnezeule, din nou. Affinché si possano rialzare. Și o restabilire totală să vină în viața lor. E che venga una restaurazione completa nella loro vita. Mulțumim, Tată Dumnezeule, și te lăudăm. Siamo e ti lodiamo. Presentiamo in faccia a te, fratello Gheorghe Palea. Presentiamo davanti a te, fratello Gheorghe Palea, Signore. Viața lui, tată. Opera nella sua vita, Padre. Completă, dagli una salute completa nel suo corpo fisicamente. Binecuvintează familia lui. Da, benedici la sua famiglia. Sora Mioara, care este la sorella aici, Roma, Mioara, che sta qui a Roma. Binecuvintează copilașii lui, nepoții benedici lui, Tată Dumnezeule, în România. Figli, i suoi nipoti in Romania, Signore. Lasă, Tată Dumnezeule, ca prezența Duhului Sfânt, e lascia che la presenza dello Spirito Santo, Padre, possa toccare ognuno di loro. Sănătate în trupurile lor, să vină, salute nei loro corpi, Signore. Salvarea sufletului. La lor, salvezza delle loro anime, pentru gloria numelui tău, per la gloria del tuo nome. Vorbește-ne și în ziua de astăzi, Tată Dumnezeule, anche oggi, așa cum tu o faci totdeauna, Doamne, lo fai sempre, în numele Padre, Domnului nostru Iisus nome del Signore Gesù Cristo. Prezintă-te, Dumnezeule, presento, pe mama Signore, lui fratele Abraham, Doamne, la mama del fratello Abramo, Jacqueline Signore, Sanama, tata, Jacqueline Sanama, Padre, așa cum este bolnavă, così come pe lei è malata sul letto di sofferenza, noi știm, Tată Dumnezeule, că poporul tău, noi sappiamo che il tuo popolo, i santi di Roma si radunano, i santi di Europa si radunano, și noi știm, Tată Dumnezeule, e noi sappiamo, Padre Dio, Domnul
care vindecă toate bolile. Tu sei il Signore che guarisce ogni malattia. Questo è il Salmo 103. Tu l'hai detto nel Salmo 103 questa cosa. Noi știm că tu nu lucrezi după meritele noastre. Noi sappiamo che tu non operi attraverso i nostri meriti. Dar tu ești Dumnezeu care faci totul. Tu sei un Dio che fa tutto. Nella tua sovranità, Padre. Presentăm pe această soră, e noi presentiamo questa sorella. Che la conosciamo, Signore. Te rog, Tată Dumnezeule, să te atingi de ea. Ti prego, tocca. Așa că, Tată Dumnezeule, cum ai făcut cu mulți bolnavi. Come l'hai fatto con tanti malati, con i polmoni. Tu lo puoi fare, Signore. Tu puoi cambiare i suoi polmoni, Padre. Tu puoi dare dei nuovi polmoni, Signore. Anche se è anziana, tu lo puoi fare, Signore. Per la gloria del tuo nome, Padre. E che quest'opera sia resa a te come un onore, come onore, Signore. Per questo noi veniamo con i santi e chiediamo, Signore, che quel demone che la fa tribolare, non la fa respirare, ora in questo momento, nel nome del Signore Gesù Cristo di Nazareth, ti comandiamo, demoni, di uscire fuori e andartene nei posti aridi dove non c'è vita, e che la nostra sorella ritorni alla vita sana e perfettamente per la gloria del tuo nome. Ti ringraziamo, Signore. Presentiamo il fratello Sorin. Ti ringrazio per lui, Padre, per il fatto che tu lo hai restaurato, Signore, per hai posto un gând bun în per el, il fatto che hai messo un buon pensiero nel fie Signore, in nome del che venga Christos. Battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. Lui. Lui e la sua famiglia. Sora Gabi, la Dumnezeule. Sorella Gabi, benedicila tu, Signore. Benedicila tu, Signore. Dagli potenza, alza la sua fede, Signore. E lascia lo Spirito Santo su di lei. Apri a loro le scritture, Padre. E fai un'opera con questa famiglia affinché il tuo nome sia glorificato, Padre. Prego per la loro famiglia, Signore. Per coloro della Romania, della Spagna, Padre. Tocca a tu loro, Signore, gloria, per la gloria del tuo nome. Benedici il traduttore oggi, Signore. Benedici me, Signore, la tua parola, per la gloria del tuo nome. Nel nome del Signore Gesù Cristo ho chiesto queste cose attraverso lo Spirito Santo. Amen. Amen. Glorificato sia il Signore. Avviciniamoci alla parola. Potete sedervi là dove siete voi. Vi pregherei di non masticare i semi. In causa che trebbe să avem un respect, perché dobbiamo avere un rispetto pentru cuvântul lui Dumnezeu, per la parola di Dio. Dumnezeu să vă binecuvinteze. E Dio vi benedica. Acum haideți să mergem la cuvântul Domnului. Ora andiamo alla parola del Signore. Deschidem cuvântul Domnului în 2 Petru capitolul 2. Apriamo a 2 Pietro capitolul 2. Începem cu versetul 20-21 în jos. 2 Pietro capitolul 2. Să vedem la cine este valabilă această restabilire. Per vedere per chi è questa restaurazione. Pentru că mulți oameni intră în confuzie. Perché tanti uomini entrano in confusione. Și de multe ori noi vrem să restabilim niște oameni care nu pot să fie restabiliți niciodată. E noi tante volte vogliamo restabilire delle persone che non potranno mai essere restabilite. Asta nu înseamnă că nu există o restabilire. Questo non significa che non esiste una restaurazione. Aici apostolul Petru vorbește clar. E qua l'apostolo Pietro parla chiaramente. Începem cu versetul 20. E iniziando dal versetto 20. O să începem predica noastră doar continuăm cu scripturile. Inizieremo la nostra predica continuando con le scritture. Apoi la jumătate a predicii o să începem să vorbim despre citate. E poi a metà della predica inizieremo con i citati. Pentru că mulți frați așteaptă aceste citate din partea profetului. Perché molti fratelli aspettano questi citati da parte del profeta. Unde profetul stabilește un diacon căzut în curvie. Dove il profeta restabilisce un diacone caduto in adulterio. Unde profetul restabilește un slujitor recăsătorit a doua oară cu prima femeie în viață. Dove il profeta restabilisce un ministro in vita con la seconda moglie. Toate aceste lucruri sunt în mesaj și erau în mesaj. Tutte queste cose erano nel messaggio. Dar nimeni nu are curajul să le predice, să le spună. Ma nessuno ha il coraggio di predicarle, di dirle. Dar eu vreau doar lucrurile acestea când le aduc. Io vorrei portarvi queste cose. Nu ca să dau jos ceea ce voi ați crezut până la ora attuale. Non per buttare giù tutto quello che voi avete creduto finora. Nu că voi trebuie să vă schimbați credința. Non che voi dovete cambiare la vostra fede. Ci doar eu vă rog să vă ridicați mai sus. Ma io vi prego, în revelația și viziunea lui Dumnezeu. Ma io vi prego di alzarvi più in alto nella visione di Dio. Pentru că mireasa lui Iisus Hristos. Perché la sposa di Gesù Cristo. Trebuie să se ridice mai sus. Si deve alzare più in alto. Nu poate să rămână la ceva sistem bisericesc. Non può rimanere a un sistema della chiesa. Pentru că totdeauna sistemele. Perché sempre i sistemi. Va aduce moarte și nu va aduce viață. La morte non porteranno la vita. Așa cum am văzut joi seara. Così come abbiamo visto giovedì sera. Sămânța se zbate pentru viață. Il seme si sbatte per la vita. Este vorba despre o sămânță în manifestare. Parla di un seme che si manifesta. Nu este vorba de un sistem. Non si parla di un sistema. Se vorbește despre o sămânță care luptă să aibă viață. Si parla di un seme che lotta
lotta per avere la Dumnezeu vita. Să vă binecuvinteze. Glorifica. Che Dio vi benedica. Acum citim în 2 Petru. Ora leggiamo a 2 Pietro. Versetul 20. Versetul 20. Și când aveți timp, citiți tot capitolul să-l înțelegeți mai bine. E quando avete tempo leggete tutto il capitolo così lo comprendete meglio. Aici este vorba despre o categorie de oameni quasi, care păcătuiesc. Quasi parla di una categoria di uomini che peccano. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Quelli infatti che sono fuggiti dalle contaminazioni del mondo per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, se sono da questi di nuovo avviluppati e vinti, la loro ultima condizione è peggiore della prima. Deci aici è vorba despre o categorie di uomini. Qua si parla di una categoria di uomini care au fost luminați, che sono stati illuminati, care au fost în biserică, che sono stati in chiesa, care au fost credincioși, che sono stati fedeli, apoi s-au dus di nou în lume. Poi sono ritornati nel mondo. Și apoi Biblia spune că starea lor cea de-a doua este mai rea ca cea din tâi. E la Biblia dice che la loro seconda condizione è peggiore della prima. Acum versetul 21. Ora versetul 21. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Poiché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, anziché dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată. Câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Mi-a venut loro ciò che si dice, che dice il proverbio. Il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a a voltarsi nel fango. Acum noi trebuie să fim foarte atenți la cine se referă apostolul Petru aici. Ora noi dobbiamo fare molta attenzione a chi parla Pietro qui. Aici nu vorbește de niște persoane. Qua non parla delle persone. Ci vorbește despre natura persoanelor. Ma parla della natura delle persone. Aici apostolul Petru vorbește despre o scroafă. Qua l'apostolo Pietro parla di una scrofa. Și compara acei oameni cu scrofa. E paragona quella gente alla scrofa. Noi vedem natura acestui animal. E noi vediamo la natura di questo animale. Deci dacă noi scoatem și ne uităm la această natură. Se noi guardiamo questa natura. Și scoatem scrofa din mocirlă. E tiriamo fuori la scrofa dal fango. Și o spălăm bine. E la laviamo bene. Și îi punem și cravată, dacă vreți. E gli mettiamo anche la cravatta, se volete. O facem și cu ruj pe buze. Gli mettiamo anche il rossetto, se volete. O aranjăm foarte frumos. La facciamo diventare molto bella. O dăm și cu șampon, cu spray. La laviamo anche con lo shampoo. Și arată foarte bine. Beh, diventa molto bella. Arată exact ca și cum ați dori dumneavoastră să fie un pocăit. Mostrerebbe esattamente come voi volete che sia un cristiano. Să fie perfect. Perfetto. Problema este acum il problema cu natura. Ora è con la natura. Deci niciodată restabilirea. Mai la restaurazione. Non si va putea face. Non è possibile. La natura greșită. Ad una natura sbagliata. Deci ca să fie o restabilire quindi, corectă. Affinché ci sia una giusta restaurazione. Noi avem nevoie de o natură perfectă. Noi abbiamo bisogno di una natura perfetta. Este foarte simplu să înțelegem lucrul acesta. Molto acest. Semplice comprendere questa cosa. Deci orice am face cu scrofa. Qualsiasi cosa noi potremmo fare con la scrofa. Scrofa se va duce înapoi in mocirlă. La scrofa ritornerà nel fango. Acum. Ora. Această scrofa. Questa scrofa. Nu poți să o ții prin legi bisericești. Non la puoi tenere con le leggi della chiesa. Se spui toată ziua la scrofa. Alla scrofa gli puoi dire tutto il giorno. Nu ai voie să fumezi. Non devi fumare. N-ai voie să curvești. Non devi adulterare. N-ai voie să minți. Non devi mentire. N-ai voie. Devi, non devi. Poți să citești zilnic cele 10 porunci. Puoi leggere a lei quotidianamente i 10 comandamenti. Poți să citești tot timpul ceea ce spune Isus. Puoi leggere tutto quello che dice Gesù. Poți să citești tot timpul ce spune Pavel. Puoi leggere tutto quello che dice Paolo. Poți să spui rânduiala bisericii tot timpul. Gli puoi dire l'ordine della chiesa sempre. Nu aceste rânduiele o ține pe ea curată. Non questi ordini mantiene lei pulita. Ci natura ei. Ma la sua natura. Problema este că natura este să stea în mocirlă. Il problema è che la sua natura di stare nel fango. Deci o natură greșită. Una natura sbagliata. Nu poate să fie restabilită. Non può essere restaurata. Dar o natură corectă. Ma una natura giusta. Ea poate să fie restabilită. Può essere restaurata. Și mă explic cum. E vi spiego come. Voi nu o să vedeți niciodată o oaie. Voi non vedrete mai una pecora care îi place să umble prin noroi. Che gli piace stare nel fango. Dar oaia poate să ajungă în noroi. Ma la pecora ci può arrivare nel fango. Un miel
un agnello, o să găsiți un miel agățat în spini sau spinii care l-au prins și îl ține legat. Voi potete trovare un agnello in mezzo alle spine che lo tiene legato. Și apoi pastorul se duce și îl caută. E poi il pastore va e lo cerca. Și îl scoate afară din spini. E lo tira fuori dalle spine. Dar o capră o să o vedeți totdeauna în spini. Ma una capra la troverete sempre nelle spine. Pentru că sunt două naturi diferite. Perché sono due nature diverse. Deci de ce quindi, dau exemplele acestea? Perché faccio questi esempi? Dau exemplele acestea. Faccio questi esempi. Pentru că se poate întâmpla un accident. Può succedere un incidente. La o natură divină. Ad una natura divina. Să ajungă în spini. Può arrivare nelle spine. Poate să ajungă în mocirlă. Può arrivare nel fango. Dar de acolo vine scos. Ma da lì viene tirato fuori. Pentru că natura lui este corectă. Perché la sua natura è giusta. Ea niciodată nu o să mai ajungă acolo. E lei mai arriverà lì. Ea totdeauna când o să vadă nămolul. Sempre quando vedrà il fango. Ea va feri lucrul acela. Si allontanerà. Totdeauna când va vedea spini. Sempre quando vedrà le spine. Nu se va duce oaia să mănânce din spini. La pecora non andrà mai a mangiare dalle spine. Ea încerca să ferească spini. Lei proverà a allontanarsi dalle spine. Eu cred că mă înțelege ce vreau să spun. Penso che voi mi comprendete quello che voglio dirvi. Problema restabilirii. Il problema della restaurazione. Este o problemă de natură a persoanei. Tema della natura della persona. Ce sămânță genetică are? Che seme genetico ha dentro? Asta este tot problema. Questo è il problema. La această categorie de oameni. A questa categoria di uomini. Care vorbește apostolul Petru. Del quale parla l'apostolo Pietro. Este exact se potrivește Evrei 6 cu 6. Si va d'accordo esattamente con Ebrei 6. Evrei 6 cu 6 vorbește despre acea natură de neghină. Ebrei 6 se parla di quella natura di zizania. Nu se referă la sămânța lui Avram. Non parla del seme di Abramo. Eu cred că mă fac înțeles ceea ce vreau să spun. Comprendete quello che voglio dire. Profetul ia exemplu cu porumbelul. Il profeta prende l'esempio della colomba. Porumbelul are înăuntru. La colomba ha dentro. Ceva organ care elimină în exterior o substanță. Qualche organo che emette fuori una sostanza. Nel momento când el este murdărit. E nel momento quando è sporca. Substanța din interior. Questa sostanza che esce da dentro. Face ca murdăria de pe penele lui să dispară. Fa sì che la sporcizia dalle penne, dalle piume scompare. O natură corectă. Una natura giusta. O natură divină. Una natura divina. Totdeauna va avea dorință. Sempre avrà questo desiderio. Înăuntru ei. Dentro di lei. Ca să fie o restabilire. Che ci sia una restaurazione. Dar dacă nu există dorință. Ma se non c'è nessun desiderio. Restabilirea nu poate să vină. La restaurazione non può venire. Este foarte simplu. È molto semplice. Noi când vorbim de restabilire. Noi quando parliamo della restaurazione. Noi trebuie să ne gândim la toți oamenii. Noi dobbiamo pensare a tutti gli uomini. Nu trebuie să gândim doar la slujitori. Non possiamo pensare soltanto ai ministri. Ceea ce faceți dumneavoastră acum. Quello che fate voi ora. Voi când auziți pe mine vorbind. Quando voi sentite me parlare. Diavolul vă aduce tot felul de lucruri în cap. Il diavolo vi porta cose strane in testa. Voi o să spuneți. Voi direte. Așa cum mi-a și scris alți frați. Così come mi avete anche scritto. Ma alții mai îndrăzneți mi-au spus în față. Altri ancora più coraggiosi me l'hanno detto in faccia. A spus, cred că tu, frate Sandro, predici lucrurile acestea. Mi hanno detto, ma tu, fratello Sandro, predichi queste cose? Susi unele slujbe. Perché tu sostieni alcuni ministri. Pentru că și tu ești ca ele. Perché anche tu sei uguale a loro. Și tu ai ceva pe... pe capul tău. Anche tu hai qualcosa su di te. Am avut două chisturi, dar mi le-am scos afară. Ho avuto due cisti, però me lo sono tolte. Eu nu am nimic. Io non ho nulla. Nu am avut altă femeie în afară de soția mea. Non ho avuto altre donne al di fuori di mia moglie. Nu am cunoscut și nici nu vreau să cunosc. Non ho conosciuto nemmeno sono sunt interessato în lucrurile acestea. Non sono interessato in queste cose. Eu sunt o persoană liberă io să predic. Io sono una persona libera a predicare. Al frate mi-a scris și a spus dacă tu continui cu predicile acestea. Un altro fratello mi ha detto che se io continuo con queste prediche. O să rămâi fără frați. Rimarrò senza fratelli. O să rămâi fără prieteni. Rimarrò senza amici. Nu are importanță dacă rămân sau nu rămân. A me non mi interessa se ce li ho o non ce li ho. Eu trebuie să predic ceea ce Dumnezeu mi-a pus în inima mea. Eu devo predicare ciò che Dio mi ha messo nel cuore. Și nu pot să predic altceva. E non posso predicare altro. Deci eu am o natură. Io ho una natura. Și această natură. E questa natura. Eu trebuie să o aduc și la altcineva. La devo portare anche ad altri. Eu cred că mai există har. Penso che ancora c'è grazia. Eu cred că există oricare ar fi situația ta. Che ci sia ancora nonostante la tua situazione. Care ar fi circumstanțele tale. Non importa le tue condizioni. Eu cred că Dumnezeu încă poate să restabilească. Dio può ancora restaurare. O natură corectă. Una natura giusta. Che Dio vi benedica. Acum mergem mai departe. Ora andiamo più avanti. Să vedeți de ce oamenii sunt într-o confuzie. A vedere perché la gente è confusa. Pentru că restabilirea aceasta. Perché questa restaurazione. Nu poate să fie făcută la masa de oameni. Non può essere fatta alla massa di uomini. Voi trebuie să știți foarte bine. Voi dovete sapere molto bene. Și până nu acceptați ceea ce eu vă spun astăzi. E finché non accettate ciò che io vi dico oggi. Indiferent de confesiunea ta religioasă. Indiferentemente della tua confessione religiosa. Questo è un mare adevăr. Questa è una grande verità. Care ne găsim în Scriptura. Che noi troviamo nella Scriptura. Și dacă voi nu acceptați. E se voi non voi accettate. Voi o să aveți Biblia dată peste cap. Voi avrete tutta la Bibbia capovolta. O să aveți mesajul dat peste cap. Voi avrete tutto il messaggio capovolto. Noi avem un grup mic. Noi abbiamo un gruppo piccolo. Se chiama turma mica. Che si chiama piccolo gregge. Și avem grupo mare. E abbiamo il gruppo grande. Care este turma mare. Che è il grande gregge. Acum. Ora. Messaggio l'orei. Il messaggio dell'ora. Și sau mai ales eu vorbesc. O soprattutto io parlo. Io non vorbesc la massa de oameni. Io non parlo alla massa di gente. Massa aceasta de oameni. Questa massa di gente va lucrare per regole și opererà secondo gli ordini.
Dar de cine sunt date aceste ordini? Ma da chi vengono dati questi ordini? Ordinile acestea vin date de la grupa mica. Questi ordini, de la turma mica. Questi ordini vengono dati dal piccolo gregge. Noi vediamo restabilire făcută prin Biblie. Noi vediamo una restaurazione fatta attraverso la Bibbia. La turma mica. Soltanto al piccolo gregge. La turma aceasta mica. E a questo piccolo gregge. Este semânța lui Avram. Questo piccolo gregge è la discendenza di Abramo. Care este mireasa lui Isus Hristos. Che è la sposa di Gesù Cristo. Deci mireasa lui Isus Quindi Hristos. La sposa di Gesù Lucrează Cristo. După alte rânduieli. Opera attraverso altri ordini. Și am să vă arăt lucrurile acestea prin Biblie. Io vi mostrerò questa cosa nella Bibbia. Voi, io credo che molti non saranno d'accordo. E tanti non saranno d'accordo. Ma non este o problema mia. Ma non è un mio problema. Este o problema ta. È un tuo problema. Pentru că Dumnezeu, perché Dio, chiar asta a făcut de la început. Questo ha fatto sin dall'inizio. Edenului, già dal giardino dell'Eden e fino alla ha fine. Ha luato un gruppo di uomini. Ha preso un gruppo di uomini. Un gruppo di uomini speciali. Un gruppo di uomini speciali. Ci ha lucrat cu ei într-un mod deosebit. E ha operato con loro in maniera speciale. Con massa di uomini. Con la moltitudine. Ha lucrato sub o altă formă. Ha operato sotto un'altra forma. Se vedeți, e voi vedrete. Non spun che massa di uomini sono greșiți. Io non dico che la massa di gente è sbagliata. Dar este o predestinare ma in lucruri. C'è una predestinazione nelle cose. Și totdeauna. E sempre. Mesajul acesta. Questo messaggio. Ha dato nascere la due gemeni. Ha partorito due gemelli. Ce noi vediamo prin Biblia. E noi lo vediamo nella Bibbia. Lo vediamo nella avem storia. Avem totdeauna due gemeni. Abbiamo sempre due gemelli. Acum depinde de poziția ta. Ora dipende dalla tua sa posizione. Sa predestinare la care Dumnezeu te-a chemat. Dipende dalla predestinazione alla quale Dio ti ha chiamato. Dove tu ti trovi. Nel piccolo gregge o nel grande gregge. Te ne vai prima della grande tribolazione del rapimento o te ne vai dopo? Nu pastore te poziționează pe tine. Non il pastore ti posiziona. Ci cuvântul ma te poziționează. La parola ti posiziona. Și apoi predestinare. E poi la predestinazione. E se foarte simplu, dacă Dumnezeu semplice. Te-a predestinat. Se Dio ti ha predestinato. Cum l-a predestinat pe Iuda. Così come ha predestinato Giuda. Pe Iisus Hristos. Per vendere Gesù păi Cristo. Io sono sicuro che nimeni n-a putut să ia locul lui Iuda. Io sono sicuro che nessun altro poteva prendere il posto di Giuda. Slăvit să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Sau puteți să dăm multe exemple. O possiamo dare tanti esempi. Un om din din la Vatican. Un uomo del Vaticano. Vă dau exemplul acesta. Vi do questo esempio. Nu vă dau numele pentru că dacă l-ascultați este foarte periculos. Non vi do il nome perché se lo ascoltate è molto pericoloso. Adevăr trebuie să fii născut din nou ca să poți asculta omul acesta. Devi essere veramente nato di nuovo per poter ascoltare questo uomo. Se găsește pe YouTube. Si trova su YouTube. Omul acesta a fost omul Vaticanului. Questa persona faceva parte del Vaticano. E și traducea Biblia din aramaică din original. E traduceva la Bibbia dall'originale. Pentru Vatican. Per il Vaticano. Este un om foarte deștept. È un uomo molto intelligente. Și la un moment dat s-a oprit din traducerile lui. E a un certo punto si è fermato dalle sue traduzioni. De a fi un om credincios. Si è fermato dall'essere un uomo fedele. Și a spus, uitați care e situația. E ha detto, guardate qual è la situazione. Biblia și la, cum arată Biblia. La Bibbia, ciò che dice la Bibbia. Arată că Elohim. Mostra che Elohim. Jehovah Elohim. Jehovah Elohim. Nu este prea drept. Non è giusto. Din cauza că ea, el alege o familie. A motivo che lui sceglie una famiglia. Și se ocupă de această familie în mod special. E lui si occupa di questa famiglia in maniera speciale. Și pe de ceilalți oameni nu interesează. E non gli interessa niente di tutti gli altri uomini. Și Dumnezeu și Elohim binecuvintează această familie. E Elohim benedice questa famiglia. Și pedepsește pe ceilalți oameni. E punisce tutti gli altri. Această familie greșește. Questa famiglia sbaglia. Și ceilalți oameni sunt corecți. E gli altri sono giusti. Și loca să corecteze această familie. Îi pedepsește pe ceilalți. E invece di correggere questa famiglia punisce sempre gli altri. Le dă țări și popoare și pământuri care nu sunt a lor. A questa famiglia dà nazioni, popoli e terreni che non sono loro. Și nu este drept să facă Dumnezeu care spune că este drept. E non è giusto perché Dio che dice che è un giusto, lui non è și giusto. Și lucrurile acestea, fraților, dragilor. Queste cose, fratelli cari. Noi le găsim în Biblie. Noi le troviamo nella Bibbia. Dar este problema ta dacă accepți ma sau nu accepți. È il tuo problema se lo accetti o no. Acum dacă noi ne ducem ora, să vedem lucrurile acestea. Se noi andiamo a vedere queste cose. Noi vedem la Psalmul 105. Noi vediamo al Salmo 105. Haideți să deschidem Salmul 105. Apriamo il Salmo 105. Să vedeți că Salmul 105 nu este scris pentru toți oamenii. Di vedere che il Salmo 105 non è scritto per tutti. Așa cum mulți salmi nu sunt scriși, dar noi le luăm și le così vorbim come, despre salmi. Così și come tanti salmi non sono scritti per tutti, ma noi ne parliamo. Și așa cum am mai avut eu predici cu Salmul 91, de exemplu. E così come ho avuto anche prediche del Salmo 91. Un pic frații s-au cam agitat, dar e fratelli si sono agitati. Nu-i chiar așa, fraților, trebuie să vedeți così. Poziția. Voi dovete vedere la posizione. Deci, Salmul 105 noi îl citim. Quindi il Salmo 105 noi lo leggiamo, lo rileggiamo. Dar nu este pentru toți oamenii Salmul 105. Non è per tutti il Salmo 105.
105 se referă la sămânța lui Avram. Psalmul 105 parla della discendenza di Abramo. Se referă exact la familia lui Avram. Parla esattamente della famiglia di Abramo. Amen. Amen. Acum, dacă voi citiți la versetul 10 în jos. Ora se voi leggete dal versetto 10. Spune el l-a făcut legi pentru Iacov, legământ veșnic pentru Israel. Che confermò a Giacobbe come suo statuto e a Israele come suo passo eterno. Zicând, ție îți voi da țara Cananului ca moștenire. Dicendo, io darò il paese di Canaan come porzione per la vostra eredità. Pe atunci erau puțini la număr, foarte puțini la număr și străini în țară. Quando non erano che un piccolo numero, pochissimi e stranieri nel paese. Mergeau de la un neam la altul și de la o împărăție la un alt popor. E andavano da una nazione all'altra, da un regno a un altro popolo. Dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească și a pedepsit împărați din pricina lor. Egli non permise che alcuno li opprimesse, anzi punì dei re per amor loro. Deci, aceste promisiuni. Quindi queste promesse. Sau aceste mari promisiuni. O queste grandi promesse. Care noi le citim în Psalmul 105. Noi leggiamo nel Salmo 105. Este pentru sămânța lui Avram. Sono per la discendenza di Abramo. Este clar aici. È chiaro qui. Che Dumnezeu si occupa de această familie. Che Dio si occupava di questa famiglia. Într-un mod special. In una maniera speciale. Avea această familie o cură deosebită din partea Domnului. Si prendeva cura di questa famiglia in maniera speciale. Perché celelalte popoare nu au beneficiat de lucrurile acelea. Così gli altri popoli non hanno beneficiato di questo. Chiar dacă erau corecți. Anche se erano giusti. Demonstrez lucrul acesta. Io mostrerò questa cosa. Și aici Biblia spune că a pedepsit împărați din cauza lor. E qua la Biblia dice che ha punito re per amor loro. Nu din cauza că familia aceasta era corectă. Nu perché questa famiglia era giusta. Perché hanno conquistato Canaanul. Perché loro hanno conquistato il Canaan. Și Canaanul, pământurile Canaanului. E le terre del Canaan. Băștinași acolo era altcineva. Non erano loro, erano di qualcun altro. Erau moabiți, erau filisteni, erau ereziți. Filisteni, ereziti. Și toate popoarele erau acolo. Tutti i popoli erano lì. Dar Dumnezeu a găsit cu cale să dea pământul acela lor. Ma Dio ha trovato una via per dare quel terreno a loro. Exact cum au făcut Europa. Esattamente come ha fatto Europa. Europa s-a dus în America. Europa è andata in America. Pământul american nu a fost niciodată a Europei. La terra americana non era mai dell'Europa. Acolo au fost indieni. Lì c'erano gli indiani. Și europeni au scos afară indieni. E gli europei hanno scacciato gli indiani. Și europeni au ocupat America. E gli europei hanno occupato l'America. Înțelegeți, la fel s-a întâmplat aici în Canaan. È successo anche nel Canaan. Dar dacă Dumnezeu a vrut așa. Ma se Dio ha voluto così. Jehova Elohim. Se Jehova Elohim. Este suveran. È sovrano. El este cel mai mare dintre toți. Lui è il più grande tra tutti gli Elohim. Tra tutti Dumnezei. Tra tutti gli dei. C'è sovranità lui. E c'è la sua sovranità. Și la famiglia lui Avram. E si ha voluto la famiglia lui Avram. La famiglia di Abramo. Se da Canaano. Ha voluto dare Canaano. Poate opri. Nessuno lo può fermare. Slăvit să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Și noi vedem aici o categorie de oameni. E noi vediamo qui una categoria di uomini. Care intră în această binecuvântare. Che entrano in queste benedizioni. Slăvit să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Acum ora, adesso vă citesc ceea ce spune profetul. Vi leggo ciò che dice il profeta. Trebuie să fie o natură. Perché ci deve essere una natura. Ca să intri în restabilire. Per entrare nella restaurazione. Dacă nu ai această natură. Se non hai questa natura. Tu non poți să fii restabilit. Tu non puoi essere restaurato. Adesso să citim ce spune profetul. Leggiamo ciò che dice il profeta. Avem foarte multe citate în ziua de astăzi. Dar eu cred că o să terminăm în jurul orei 12:30. Abbiamo tanti citati oggi, ma finiremo per le 12:30. Întrebări și răspunsuri, 620527. Domande e risposte, 620527. Paragraful 172. Paragraful 172. Eu am trăit mulți ani în păcat până când am găsit pe Domnul. Io ho vissuto tanti anni nel peccato finché ho trovato il Signore. Te rog, frate Braham. Ti prego, fratello Braham. Eu am păcătuit din nou. Io ho peccato di nuovo. Și eu nu sunt vrednic. E io non sono degno. Să stau înaintea ta în acest loc sfânt. Di stare davanti a te in questo posto santo. Te rog, spune-mi dacă eu pot să fiu restabilit cu totul din nou. Ti prego, dimmi se io posso essere restaurato completamente di nuovo. Când vorbim de restabilire. Quando parliamo di una restaurazione. Nu putem să spunem că este restabilit, dar numai 50%. Ma non possiamo dire che è restaurato solo al 50%. Or 90%. Oppure al 90%. Aici întrebarea la profet. Eu qua, vreau să fiu restabilit total. Qua la domanda è io voglio essere restaurato completamente. Și dacă voi vă duce să vedeți și probabil o să ajung să citesc ziua de astăzi. Se voi andate a vedere, forse riuscirò a leggere ce oggi. Ce înseamnă a fi restabilit total? Cosa significa essere restaurato completamente? Să fie adus în forma inițială din nou. Significa essere riportato la forma iniziale di nuovo. Complet restabilit. Completamente restaurato. Și acum eu vă dau un exemplu. E ora vi do un esempio. Și acum o să iau un exemplu negativ pe un frate, nu dau numele. E ora prenderò un esempio negativo di un fratello, non do il nome. Fratele respectiv. Questo fratello. S-a căsătorit. Si è sposato. Are o soție frumoasă. Ha una moglie bella. Se iubesc. Si amano. Trei cani. Passano gli anni. Și la un moment dat fratele cade într-un păcat de curvie. E a un certo punto il fratello cade in un peccato di adulterio.
Și se duce la soția lui. E va da sua moglie. Și cere iertare. E gli chiede perdono. Și spune: dragă, e gli dice, cara, am păcătuit aici. Ho peccato qui. Am greșit. Qui ho sbagliato. Și profetul spune. E il profeta dacă dice: eu aș face lucrul acesta. Se io avessi fatto questa cosa. Aș fi salutat o altă femeie. Se io avessi baciato un'altra donna. Aș fi ținut o altă femeie pe brațul meu. Se io avessi tenuto in braccio un'altra donna. Io mă duc acasă. Io ci andrei și subito a casa mele, per dire a mia moglie. Și din cauza că soția mea mă iubește. E a motivo che mia moglie mi ama. Ea mă iartă. Allora lei mi perdona. Acum. Ora. Deci în cazurile acestea. Quindi in questo deve caso. Deve stabilire. Di restaurazione. Trebuie să fie dragoste. Ci deve essere l'amore. Trebuie să fie iubire. Ci deve essere l'amore. Dar că nu există dragoste. Se non c'è amore. Atunci nu poate să ia loc restabilirea. Allora la restaurazione non può esserci. Ok. Ne întorcem înapoi la acest bărbat. Bene, ritorniamo a quest'uomo. Și soția. E la moglie. Îi spune la bărbat. Dice all'uomo. Da, dragă. Sì, cara. Io te iert. Io ti per. Sì, caro, ti perdono. Din cauza că te iubesc. A motivo che ti amo. Dar tu niciodată. Ma tu mai. Să intri în dormitor. Ma tu mai puoi entrare nella camera da letto? Tu doar să rămâi în salon. Ti perdono, ma tu rimani sempre nel salotto. Tu nu ai voie doar să folosești doar bucătăria și să folosești baia. Tu puoi usare in casa soltanto la cucina e il bagno. Dar dormitorul nu. E la stanza da letto deci, no. Deci cam în felul acesta. Quindi, vreți voi să restabiliți oameni. In questo modo volete voi restaurare la gente. Te iert. Ti perdono. Dar îți dau niște restricții. Però ti do delle restrizioni. Te iert. Ti perdono. Dar nu ai voie să faci aia. Dar non puoi fare quello. Nu ai voie să faci aia. Non puoi fare quell'altro. Nu există așa ceva. Ma non esiste una cosa astea del genere. Astea sunt idei lucrate în firea pământească. Queste sono delle idee carnali. Deci o persoană când își cere iertare. Una persona quando ti chiede perdono. Și vine restabilită. E viene restaurata. Vine restabilită total. Restaurata completamente. Deci, persoana respectivă. Quindi, poate să stea în salon. Quella persona può stare nel salotto. Poate să stea în baie. Può stare nel bagno. Poate să stea în dormitor. Può stare nel dormitorio. Și are acces la toate drepturile lui. E ha accesso a tutti i suoi diritti. La toate darurile pe care le are. A tutti i suoi doni che ha. Si se manifeste liber. Per manifestarsi liberamente. Asta înseamnă o restabilire totală. Questo significa una restaurazione totale. Acum profetul spune lucrul ora acesta. Ora il profeta dice questa cosa. Și întrebarea este că la profet, pot să fiu restabilit cu totul din nou? E la domanda al profeta dice: posso essere restaurato completamente di nuovo? Și profetul spune: da. E il profeta dice: sì. Tu nu ai păcătuit prietenul meu până acum în Dumnezeu, decât ceea ce tu ai putea să fii restabilit. Tu non hai peccato in Dio per non poter essere ristabilito. Dacă tu ai păcătuit până acum ca tu să nu poți fi restabilit, se tu ai peccato per non poter essere ristabilito, tu nu ai vrea niciodată să fii ristabilit. Tu non lo vorresti mai esserlo. Vedeți, deja aici este vorba de natură. Vedete, già qua si parla di natura. O natură de scrof. Una natura di scrof. Nu are înăuntru dorința restabilirii. Non ha dentro di lei nessun desiderio per la restaurazione. Tu poți să-i predici Evanghelia. Tu puoi predicare l'Evanghelio. Tu poți să spui că Domnul vine. Tu puoi dirgli che il Signore viene. Tu puoi dirgli dell'inferno. Poți să spui ce vrei tu. Tu puoi raccontargli quello che ti pare. Dar nu are nimic înăuntru. Ma non ha niente dentro. Dorința restabilirii. Il desiderio della restaurazione. Dar atâta timp, prietene ascultător. Per quanto tempo, amico ascoltatore? Frate drag. Fratello caro. Dacă tu ai dorința restabilirii în inima ta. Hai il desiderio della restaurazione nel tuo cuore. Tu ai ocazia să fii restabilit. Allora tu hai l'occasione di esserlo. Cât timp durează? Quanto tempo dura? O să vezi tu în ziua de astăzi. Lo vedrai oggi. Profetul spune, dar atât timp cât există ceva care se ocupă de inima ta. Profetul dice, per quanto tempo c'è qualcosa che si occupa del tuo cuore? Tu ești încă în linia de restabilire. Tu sei nella linea della restaurazione. Vinovat de puțin este vinovat de totul. Chi è colpevole da poco è colpevole di tutto. Eu am păcătuit de multe ori în fiecare zi. Fiecare din noi facem lucruri pe care nu vrem să-l facem. Io ho peccato tante volte, ogni giorno facciamo cose che non vogliamo farle. Deci, este quindi clar că profetul vorbește aici la cazul acesta. È chiaro che il profeta risponde a questo de caso. De natura aceste persoane care dorește să fie restabilite. Parla della natura di questa persona che vuole essere restaurata. Apoi în Filipeni capitolul 2, versetul 13. Poi, Filipesi 2, 13. Spune că și Dumnezeu dice, este acela care dă și lucrează în voi după voia perfectă a Lui. Dice che Dio è quello che opera in voi secondo la sua volontà perfetta. Și vă dă și voința și înfăptuirea. E vi dà sia l'operare che l'agire. Deci dacă ești o sămânță lui Avram, se sei un seme di Abramo, dacă faci parte din familia lui Avram, parte della famiglia di Abramo, atunci Dumnezeu se ocupă de tine. Dio si occupa di te. Îți dă înăuntru în inimii tale e ti mette nel tuo cuore dorința restabilirii tale. Il desiderio per la tua restaurazione. Și tu nu mai dormi noaptea. E tu non dormi più la notte. Nu mai dormi ziua, nu te odihnești. Nu ti riposi più. Finché tu non vieni per essere restaurato. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Dio ci aiuti a questa cosa. Haideți să mergem un pic prin Biblie. Attraverso la Bibbia.
Ci se vedem cum au fost restabiliți oamenii lui Dumnezeu. E vedere come sono stati ristabiliti gli uomini di Dio. Nu mai găsesc notițele acum, dar mi-aduc aminte de ele. Non trovo gli appunti, ma mi le ricordo. Slăviți să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Acum, dacă noi deschidem cuvântul Domnului în Genesa, capitolul 17. Se apriamo a Genesi 17. O să luăm un pic exemplu pe familia aceasta lui Avram. Prenderemo come esempio questa famiglia di Abramo. Să vedeți Avram cum a venit și a fost restabilit. Vediamo come Abramo è stato restaurato. Mare Dumnezeu avem. Grande Dio abbiamo. Și eu mă identific. E io mi identifico. Cu semența lui Avram, cu această familie. Con questa semenza di Abramo, con questa famiglia. Pentru că această familie. Perché questa famiglia. Este vorba de poporul lui Israel. Parla del popolo di Israele. Și apostolul Pavel vine în Galateni capitolul 3. E l'apostolo Paolo viene ai Galati capitolo 3. Versetul 27 și 27 și 20 până la 29. Până la 29. Hai să citim lucrul acesta. Andiamo a leggere questa cosa. Să vedeți că mai există o altă categorie per de oameni. C'è un'altra categoria di uomini. Care intră în promisiunile acestei semințe ale lui Avram. Che entrano in queste promesse di Abramo. Adică este vorba despre acea turmă mică. Cioè si parla di quel piccolo gregge. Ceva genetic și o să vă citesc lucrurile acestea. Genetico e vi leggo questa cosa. Che și profetul vorbește, am așa de multe citate. Ho così tanti citati. Și mi-e frică că nu o să reușesc să le spun pe toate. E temo di non riuscire a dirle tutte. Dar încercăm, fraților, să proviamo. Vă rog să aveți răbdare cu mine. Abbiate un po' di pazienza con me. Acum Galateni capitolul 3 versetul 27, 28 și 29. Galati 3 27 28 29. Condiția ca să faci parte din această familie? Quindi la condizione per far parte unde di questa Jehova famiglia. Elohim, dove Geova Elohim. Este protectorul tău. E il tuo protettore. Unde Jehova Elohim dove se ocupă de tine. Si occupa personalmente unde di te. Jehova Elohim va pedepsi țări și popoare din cauza ta. Geova Elohim punirà popoli e nazioni per amor tuo. Amin, slăviți să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Deci versetul 27. Versetul 27. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobot, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Non ce n'è giudeo né greco, non ce n'è schiavo né libero, non ce n'è maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Și dacă sunteți a lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo ed eredi secondo la promessa. Deci ca să intri în protecția lui Jehova Elohim, nella protezione di Jehova Elohim, tu nu poți să fii botezat în numele Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Non puoi essere battezzato nel nome del Padre, Figlio e Spirito Apostolo Santo. Apostolul Pavel specifica clar lucrul acesta. Paolo specifica chiaramente questa cosa. Tu trebuie să fii botezat în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Tu devi essere battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. Slăviți să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Aceste lucruri sunt lucruri extraordinare de frumoase. Queste cose sono cose straordinarie. Și noi o să mergem să vedem lucrul acesta. E noi andremo a vedere questa cosa. Cum s-a comportat cu sămânța lui Avram? Come si è comportato con la discendenza di Abramo? În predica locul de închinare ales de Dumnezeu. Nella predica il posto di adorazione scelto da Dio. Paragraful 24. Paragraful 24. Acum noi vedem aceste două legi. Ora noi vediamo queste due leggi. Deuteronom vorbim despre două legi. Deuteronomio parla di due leggi. Au existat două legi. Da sempre c'erano due leggi. Fiți foarte atenți la lucrul acesta. Stare molto attenti a questa cosa. Aceste două legi. A queste due leggi. Una era legge morții. Una era la legge della morte. Iar cealaltă legea vieții. E l'altra la legge della vita. Acum sămânța lui Ora, Abraham. Ora il seme di Abramo. Va lucrat totdeauna în legea vieții. Sempre nella legge della vita. Au existat de asemenea două legăminte date oamenilor. Ci sono state sempre due patti date agli uomini. Noi am vorbit despre ele dimineață. Ne abbiamo parlato di esse stamattina. Uno di ele a fost dată lui Adam cu condiția. Uno di questi patti è stato dato ad Adamo con la condizione. Dacă tu faci aceasta și nu faci aceea. Se tu farai questo e non farai quell'altro. Însă legea aceea a fost încălcată. Ma quella legge è stata încălcată. Calpestată. Deci nu știu dacă voi înțelegeți non ce spune profetul aici. Nu știu dacă voi comprendeți ce dice profetul. Pentru că prima lege, legământul a fost făcut cu Adam și Eva. Patto è stato fatto con Adamo ed Eva. Voi ca să aveți viața eternă. Per avere la vita eterna. Voi trebuie să respectați niște rânduieli. Voi dovete rispettare degli ordini. Trebuie să faci aia, trebuie devi să faci aia, devi fare quello, devi fare quell'altro. Și legea aceasta a fost încălcată. E questa legge è stata calpestata. Profetul spune Adam și Eva au încălcat legea aceasta în grădina Edenului. Il profeta dice che Adamo ed Eva hanno trascurato questa legge nel giardino dell'Eden. Atunci Dumnezeu a făcut al doilea legământ. Allora Dio ha fatto il secondo patto. Și l-a dat pe aceea lui Avram. E lo ha dato ad Abramo. Și legea aceasta a fost necondiționată. E questo patto è stato senza condizioni. Nu este ceea ce ai făcut. Non è quello che tu hai fatto. Sau ce vei face. Oppure quello che tu farai. El a zis. Lui ha detto. Eu deja am făcut-o pentru tine. Io già l'ho fatto per te. Acela e har 100%. Questa è grazia al 100%. Aceasta este legea vieții. Questa è la legge della vita. Slăviți să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Și sămânța lui Avram. E il seme di Abramo. Miresa lui Iisus Hristos. La sposa di Gesù Cristo. Lucrează legea vieții. Opera nella legge della vita. Nu rânduieli. Non nelle ordini, non tot felul de lucruri, non in tutte queste care cose care va abbassa, care va ține legat
Mireasa lui Iisus Hristos. Che terrà legata la sposa di Gesù Cristo. Mireasa lui Iisus Hristos trebuie să se ridice mai sus. La sposa di Gesù Cristo si deve alzare più in alto. Acum mergem să vedem cum a fost restabilit Avram. Ora andiamo a vedere come è stato restaurato Abramo. Pentru că lucrurile care perché au fost aplicate la familia lui Avram. Le cose applicate la famiglia di Abramo. Din cauza că și noi suntem o sămânță lui Avram. Motivul că anche noi siamo discendenti di Abramo. Aceleași legi se aplică și la sămânța lui Avram. Le legi vengono applicate anche alla seme di Abramo. Iisus Hristos este același. Perché Gesù Cristo è lo stesso. Ieri, oggi e in eterno. Nu s-a schimbat nimic. Non è cambiato niente. Slăviți să fie glorificato sia il Signore. Deci, in Genesi, quindi, capitolul a 17, Genesi 17, începând cu versetul 1. Iniziando dal versetto 1. Când a fost Avram în vârsta de 99 de ani. Quando Abramo ebbe 99 anni. Domnul i-s arătat și i-a zis: Eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. L'Eterno gli apparve e gli disse: Io sono Dio onnipotente, cammina nella mia presenza e sii integro. Ok? Ok. Merge mai departe. Andiamo più avanti. Voi pune legământul meu, versetul 7. Versetto 7. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine, din neam în neam. Aceasta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminției tale după tine. E stabilirò il mio patto fra me e te, i tuoi discendenti dopo di te, in tutte le loro generazioni, per un patto eterno, ad essere il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. Acum versetto 8. Versetto 8. Ție și seminței tale după tine îți voi da țara în care locuiești, acum ca străin, și anume îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică și eu voi fi Dumnezeul lor. E a te, alla tua discendenza dopo di te, darò il paese dove abiti come straniero, tutto il paese di Canaan in proprietà per sempre e sarò il loro Dio. Deci, quindi, Dumnezeul lui Avram. Il Dio di Abramo. Aici se adresează lui Avram. Qua parla ad Abramo. Și spune: Eu voi fi Dumnezeul seminței tale. E dice: Io sarò il Dio della tua discendenza. Și am văzut că noi suntem inclusi în această familie. Anche noi siamo inclusi in questa famiglia. Prin botezul numele lui Iisus Hristos. Attraverso il battesimo del nome di Gesù Cristo. Înseamnă că promisiunile care vin la sămânța lui Avram. Le promesse di Abramo. Vin nouă. Appartengono anche a noi. Dar acum vă rog frumos să fiți foarte atenți. Ma fate molta attenzione. Când Avram a fost scos afară din țara lui. Quando Abramo è stato tirato fuori dal suo paese. A ieșit cu Lot. È uscito insieme a Lot. Și Dumnezeu nu a putut să primească această binecuvântare. E Dio non ha potuto ricevere questa benedizione. Până când nu s-a separat de Lot. Finché non si è separato di Lot. Și profetul spune. E il profeta dice. Deci Lot reprezintă biserica căldicică. Che Lot rappresenta la chiesa tiepida. Lot reprezintă biserica. Lot rappresenta la chiesa. Lot reprezintă denominazione. Lot rappresenta la denominazione. Și toate aceste citate vi le pot spune. E tutte queste citate vi le posso dare. Voi le știți lucrul acesta. Ma voi già le sapete queste e cose. Nel momento când Avram s-a separat de Lot. Quando Abramo si è separato da Lot. Dar noi vedem legea separării. Ma noi vediamo la legge della separazione. A spus la Lot: Alege tu ce vrei. Abramo disse a Lot: Scegli quello che vuoi. Dar din cauza că Lot avea o natură diferită de Avram. Ma motivo che Lot ha avuto una natura diversa da quella di Abramo. Spune că Lot era credincios. E profeta dice che Lot era un fedele. Așa cum avem noi oameni così, azi credincioși. Così come noi abbiamo oggi gente fedele. Dar din cauza că avea o natură ales câmpiile Sodomei și Gomore. Ma motivo che aveva una natura diversa, ha scelto la pianura di Sodoma e Gomorra. Dar Avram. Ma Abramo. După ce a avut loc separarea. Dopo che si è separato. Dumnezeu se duce la Avram. Dio va da Abramo. Și face legământul cu Avram. E fa un patto con Abramo. Și lucrul acesta îl găsim. E questa cosa lo troviamo a Genesi capitolo 17. Când Dumnezeu. Quando se Dio duce la Avram după ce s-a separat de Lot. Va da Abramo dopo che si è separato da Lot. Dumnezeu îi spune la Avram. Dio dice ad Abramo. Avrame. Abramo. Ridică-te acum. Alzati ora. Și privește în jurul e tău. E guarda intorno a te. Deci trebuie să fie quindi, o separare. Deve essere una separazione. Mireasa lui Iisus Hristos. La sposa di Gesù trebuie Cristo. Trebuie să se ridice mai si sus decât o biserică. Più in alto di una chiesa. Și să privească. Per guardare. În stânga și în dreapta. A destra e a sinistra. Mireasa lui Iisus Hristos. La sposa di Gesù Cristo. Trebuie să iasă afară din Apocalipsa. Uscire fuori da Apocalisse 3. In epoca Laodicea. Dall'epoca di Laodicea. Ci dice l'Apocalisse 4. E di andare in Apocalisse 4. Glorificato sia il Signore. Per guardare a destra e a sinistra. Per guardare in tutte le direzioni. Oh, glorie, ma scusate che strigo. Scusatemi che grido. Non cerco se non mai strigo. Prova a non gridare più.
dar să-mi prinde bucurie. Sono pieno di gioia. Gloria lui Dumnezeu. Gloria al Signore. Pentru că mireasa lui Iisus Hristos. La sposa di Gesù Cristo. Nu mai este într-un sistem. Non si trova più in un sistema. Niciun sistem. In nessun sistema. Nicio biserică. In nessuna chiesa. Este scoasă afară. È tirata fuori. Și zboară la înălțime. E vola a grande altezze. Nu este greșit. Non è sbagliato. Și cu biserica. Anche con la chiesa. Slăviți să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Stați, fraților, lăudați pe Domnul, cântați. State, fratelli, lodate il Signore, cantate. Regule peste regule, regole su regole, regole su regole. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. E che Dio vi benedica. Stați liniștiți. State tranquilli. Dar eu vreau să vă arăt altceva. Ma io voglio mostrarvi altro. Deci, mireasa lui Quindi la sposa di Gesù trebuie Cristo să facă cum a făcut Avram. Deve fare come ha fatto Abramo. Jehova Elohim. Quando Geova Elohim. Avram, ridicati acum. Abramo, alzati ora. La sposa si deve dire, voce. Deve sentire una voce. Se, ridicati, mireasa. Alzati, sposa. Sei benedetta. Glorificato sia il Signore. Ce posso spune e quello che posso dire oggi care a quelli Jesus, la semânța che lui sono Avram, caduti alla discendenza di Abramo, alzati, discendenza di Abramo, perché tu entri in possesso a tutto lo lucro, entrerai nel possesso di ogni cosa. Glorificato sia il Signore. Adesso mergiamo acum să vedem cum Avram a fost restabilit. Vediamo ora come Abramo è stato restaurato. Quando ho visto lucrurile acestea, m-am bucurat extraordinar. Quando ho visto queste cose mi sono rallegrato moltissimo. Slăviți să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Deci, Genesa 12, vă rog să vă deschideți. Genesi 12. Cu capitolul 12, versetul 10. E Genesi 12, capitolul 10. A venit însă o foamete în țară și Avram s-a coborât în Egipt ca să locuiască pentru câteva vreme acolo, că era mare foamete în țară. Ora, ci fu una carestia nel paese, Abramo scese în Egipto per dimorarvi, perché nel paese vi era una grande carestia. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sara, iată, știu că ești o femeie frumoasă la față. Ora venne che, come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai sua moglie, ecco, io so che sei una donna di bell'aspetto. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta este nevasta lui și pe mine mă vor omorâ, iar pe tine te vor lăsa cu viață. Così verrà che quando gli egiziani ti vedranno diranno, costei e sua moglie, e uccideranno me, ma lasceranno in vita te. Săracu Avram. Povero Abramo. Tatăl credinței tale. Il padre della tua fede. Acum este plin de frică. Ora è pieno di paura. Cu întâlnirea lui Jehova. Con l'incontro di Geova. Acum el are frică. Dopo l'incontro di Geova, lui ha paura. Și acum scape viața. E ora per sfuggire. Minte. Mente. Și spune că nu este sora lui, e că dice, nu este soția lui. E dice che non è sua moglie. Că este sora lui. Che è sua sorella. Acum legaliștii. Ora i legalisti. Spune da, că e sora lui. Diranno, sì, sì, ma è sua sorella. Dar voi uitați-vă la intenția inimii. Ma voi dovete guardare l'intenzione del cuore di Abramo. Pentru că Avram. Perché Abramo. La prețu ca să-și piardă soția lui. Al prezzo di perdere sua moglie. A vrut să scape viața. Voleva salvarsi la vita. Dumnezeu va judeca omul. Dio giudicherà l'uomo. După intenția inimii. Secondo l'intenzione del cuore. Azioni. Non dopo le azioni. Este clar lucrul acesta. È chiaro questa cosa. Și atunci Avram. E allora Abramo. Minte. Mente. Versetul 14. Versetul 14. Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă. Avene così che come Abramo giunse in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto bella. Slujbașii cei mai de în frunte a lui Faraon au văzut și ei și au luat-o la Faraon și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. La videro anche i principi del faraone, la lodarono davanti al faraone, la donna fu portata in casa del faraone. Pe Avram l-a primit bine din pricina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgar, rob și robe, măgărițe și cămile. Ed egli trattò bene Abramo a motivo di lei, così Abramo ebbe pecore, buoi, asini, servi, serve, asini e cammelli. Dar Domnul a lovit cu mare urgi pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram. Ma l'Eterno colpì il Faraone e la sua casa con grandi calamità a motivo di Sarai, moglie di Abramo. Atunci Faraon a chemat pe Avram și i-a zis, ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevasta ta? Allora il Faraone chiamò Abramo e disse, cosa mi hai fatto? Perché non hai detto che era tua moglie? Versetul 20. Versetul 20. Și Faraon a dat poruncile oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta sa și tot ce avea. E poi il faraone diede alla sua gente ordini riguardo ad Abramo ed essi fecero partire lui, sua moglie e tutto quello che aveva. Mi piace lucrul ăsta. A me piace questa cosa. Mi piace molto această scenografie. A me piace molto questa scena. Questa azione. Avram tremura. Abramo trema. Avram minte. Abramo mente. Și Dumnezeu se duce la faraone. E Dio va dal faraone. Și îl ia pe faraone de ureche. E prende il faraone dall'orecchio. Spune, de ce mi-ai făcut lucrul acesta? Ma perché mi hai fatto questa cosa? Dice ad Abramo. Che Dumnezeu vrea să mă nimicească. Perché Dio mi vuole distruggere, mi vuole ammazzare.
In caso la cesta cina fosse vinovata. In questo caso chi era il colpevole? Ma spugno cina fosse vinovata. Ve lo dico io chi era il colpevole. In caso la cesta fosse Avram sotto la sotto In questo caso il colpevole era Abramo. Ci fissi a tesco faccio ristabilire a Dumnezeu la Avram. E guardate come viene la restaurazione ad Abramo. E se duce faraon și al slujnici le și spune il faraone, Avram. Il faraone dice ai servi prendete Abramo. Și pe Sara. E a Sara. Și cu tot ce are el. E tutto quello che hanno loro. Adică cu toată cioè, averea care il faraone ha dato. Cioè con tutta la ricchezza che il faraone gli ha dato. Cu camile, cu tot. Voi, cammelli, pecore, tutto, se ne devono andare. Se ne devono andare fuori. Come è venire stabilita lui Avram? Come è arrivata la restaurazione di Abramo? La restaurazione di Abramo è venuta con la benedizione. Glorificato sia il Signore. Questa è una grazia. Non vedete non vedete voi come Dio protegge questa famiglia. E invece di punire Abramo, lo benedice. Per questo l'ho detto giovedì scorso, che la potenza nella debolezza è una benedizione per la sposa di Gesù Cristo. In seguito di ogni tua caduta, tu hai tirato fuori una grande ricchezza e sei stato benedetto. Abramo, in seguito alla prova, ha ricevuto la benedizione. Glorificato sia il Signore. Andiamo più avanti, un altro esempio. In Genesi 20. Genesi 20. Grele lucrurile acestea să le accepți. Sono pesanti da accettare queste da, cose. Este o binecuvântare. Ma è una benedizione. Dacă voi să le acceptați, se voi le accetterete, este chiar o binecuvântare. È proprio una benedizione. Slăviți să fie Domnul. Glorificat să-l Signore. Și noi avem aici Avram la Gerar. E qua abbiamo Abramo a Gerar. Și se întâmplă istoria din nou. E la storia si ripete. Di nuovo Avram minte. Di nuovo Abramo mente. Și la versetul 4. E al versetto 4. La versetul 3, scuzați-mă. Dal 3, scuzate. Atunci Dumnezeu se arată noaptea în vis la Abimelec și i-a zis: iată, ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Ma Dio venne da Abimelec in un sogno di notte e gli disse: ecco, tu stai per morire a motivo della donna che hai preso, perché ella è sposata. Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: Doamne, vei omorî tu oare chiar și un neam nevinovat? Abimelec però non si era accostato a lei e disse: Signore, faresti tu perire una nazione anche quando fosse giusta? Deci vă dați seama? Quindi vi rendete conto? Abimelec era pocăitul. Abimelec era il ravveduto. Abimelec putem să-l comparăm cu fiul cel mai mare care era în casa împăratului. Possiamo paragonare Abimelec al figlio maggiore nella casa del re. Deci Abimelec a spus: eu sunt un om cu inima integră, eu n-am greșit, vei pedepsi tu un neam nevinovat. Abimelec disse: ma io sono un uomo con il cuore integro, punirai tu una nazione giusta. Și Avram era acolo care a mințit. E Abramo era lì che ha mentito. Și Dumnezeu îi spune la Abimelec: e Dio il dice ad Abimelec: ești ca și un om mort. Tu sei come un uomo morto. Acolo este sămânța mea. E lì c'è la mia discendenza. Și ce spune în Psalmul 105? Sapete cosa c'è scritto nel Salmo 105? Vai de cei ce se atinge unșii mei, zice Domnul. Guai a coloro che toccano i miei unti, dice il Signore. Asta nu înseamnă că unșii Domnului sunt perfecți. Questo non significa che gli unti del Signore sono perfetti. No. Unșii Domnului possono avere slăbiciuni. Gli unti del Signore possono avere debolezze. Unșii Domnului possono cade jos. Gli unti del Signore possono cadere a terra. Il profeta vorbește de Saul. E il profeta parla di Saul. Saul ha păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Saul ha peccato contro Dio. Dar nu a fost pierdut. Ma non è stato perduto. Pentru că i-a spus lui Samuel. Perché ha detto Samuele. Și Samuel i-a spus la Saul. Samuel a detto a Saul. Din cauza că ai făcut lucrul acesta. A motivo che hai fatto questa cosa. Mâine o să fii cu mine aici. Domani sarai con me qui. Și profetul spune clar. E il profeta dice chiaramente. Deci dacă Saul a fost pierdut. Che se Saul era perduto. Înseamnă că și Samuel a fost pierdut. Significa che anche Samuel era perduto. Haideți să luăm lucrurile crude așa Prendiamo cum sunt le cose ele. Crude così come sono. Să vedeți că mireasa lui Iisus Hristos. Che la sposa di Gesù Cristo. Nu are cum să fie pierdută. Non può essere perduta. Ea este restabilită di nou. È restaurata di nuovo. Glorificato sia il Signore. Proprio il messaggio dell'ora. Asta este baza mesajului. Questa è la base del messaggio. Restaurazione totale. Slăviți să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Acum haideți să vedeți aici cum îl restabilește Domnul din nou pe Avram. Vediamo come Dio restaura Abramo di nuovo qui. Versetul 14. Deci Genesa 20 cu 14. Genesi 20, 14. Deci după ce Abimelec îi spune la Domnul și are discuții cu Domnul. Dopo și... che Abimelec parla col Signore, ha discussioni col Signore. Avram era acolo supărat și, adică mincinos era acolo și... E anche il bugiardo stava lì. Era rușine să dea cu capul jos. Forse si vergognava, stava con la testa bassa. Dar la versetul 14 spune așa. Ma la versetul 14 dice così. Abimelec a luat oi și boi, rob și roabe
și le-a dat lui Avram și i-a dat înapoi și pe Sara nevasta sa. Allora Abimelech prese pecore, buoi, servi e serve e li diede ad Abramo e gli restituì anche sua moglie Sara. Fratelor, fratelli, nu numai că Abimelech a luat-o peste nas de la Domnul. Non solo che Abimelech l'ha preso dal Signore. Dumnezeu i-a pus în inima lui să mai dea și avere. Dio ha messo nel suo cuore di dargli anche ricchezze. Adică din nou mincinosul vine acum binecuvântat. Cioè di nuovo il bugiardo viene di nuovo benedetto. Dai dreptate la Dumnezeu. Ma questa è giustizia a Dio. Vă întreb pe voi. Ve lo chiedo. Da, Domnule. Sì, Signore. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu. Perché la giustizia di Dio. Sta suveranitatea lui. Sta nella sua sovranità. Alleluia. Alleluia. Păi, io dacă mă quindi, văd înăuntru în această quindi, familie. Se io vedo di essere dentro questa famiglia. Allora tutte queste grandi benedizioni vengono su di me. Și asupra ta. E su di te. Acum depinde ce natură ai tu. Ora dipende dalla tua natura. Acum haide să mergem să vedem. Ora andiamo a vedere. Cât timp trebuie să și durează? Ora andiamo a vedere quanto tempo dura la osemânța lui Avram, alla discendenza di Abramo, restabilirea. Questa restaurazione. Che se tot felul de reguli puse. Perché ci sono tutte queste regole messe. Trebuie 5 ani să stai de o parte. Devi stare da parte per 5 trebuie anni. Trebuie noi să verificăm. Prima noi dobbiamo verificare. Dacă corespunde sau nu corespunde. Se corrisponde o non corrisponde. Haideți să vedem cum andiamo viene restabilită sămânța lui Avram. Come viene restaurata il seme di Abramo. Haideți să deschidem Biblia la 2 Samuel capitolul apriamo 12. Apriamo a 2 Samuele 12. Să vedem lucrul acesta. Per vedere questa cosa. Aleluia. Nu sunteți voi bucuroși? Non siete voi contenti? Ma da, eu sunt foarte bucuros. Certo che sono molto contento. Che Dumnezeu lucrează. Che Dio opera. Deci, 2 Samuel. Deci după ce David a păcătuit. Dopo che Davide ha peccato. Și cum ați văzut voi joi seara. E come avete voi visto giovedì sera. Deci David păcătuiește. Davide pecca. Îl omoră și pe Urie. Ammazza anche Uria. Are relazioni con Betsheba. Ha relazioni con Betsheba. Și așa mai departe. E così via. Acolo era prorocul Nathan. E lì c'era il profeta Nathan. Deci capitolul 12 din 2 Samuel. Capitolul 12 di 2 Samuele. Domnul a trimis pe Nathan la David și Nathan a venit la el și i-a zis. Poi l'Eterno mandò a Davide Nathan e Nathan andò da lui e gli disse. Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Vi erano due uomini nella stessa città, uno ricco e uno povero. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Il ricco aveva gran numero di gregge e mandrie. Săracul n-avea nimic decât o mielușea pe care o cumpărase, o hrănise, o creștea la el împreună cu copiii lui ce mânca din aceeași bucată de pâine cu el. Bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și privea pe fața lui. Ma il povero non aveva nulla, se non una piccola agnella che egli aveva comprato e nutrito. Essa era cresciuta insieme a lui e ai suoi figli, mangiando il suo cibo, bevendo della sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Acum la versetul 5 sărim, che è molto citit. Ora saltiamo al 5 perché tanto da leggere. Când Davide ascultat pe Nathan. Quando Davide ascoltava Nathan. Această povestioară. Quando ascoltava questa storiella. Davide a spus așa. Davide disse così. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Nathan: "Viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte." Allora l'ira di Davide si accese grandemente contro quell'uomo e disse a Nathan: "Com'è vero che l'Eterno vivo, colui che ha fatto questo merita la morte." Și la versetul 7 Nathan a zis lui David: "Tu ești omul acesta." Allora Nathan disse a Davide: "Tu sei quell'uomo." Și atunci dacă voi citiți celelalte versete. Ma se voi leggete tutti gli altri versetti. David începe să se pară rău. A Davide inizia a dispiacersi. Pentru că era o natură bună. Perché era una buona natura. Și îi pare rău de lucrurile acestea. E gli dispiace di tutte queste și cose. Și la versetul 13. E al versetul 13. David a zis lui Nathan. Allora Davide disse a Nathan: "Am păcătuit împotriva Domnului." Ho peccato contro l'Eterno. Și Nathan a zis lui David. E Nathan rispose a Davide: "Domnul ți iartă păcatul, nu vei muri." L'Eterno ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. Nathan. Nathan. Nu i-a spus la David. Non ha detto a Davide. Care era un împărat. Che era un re. Și voi știți ceea ce spune în Apocalipsa? Voi sapete ciò che è scritto in Apocalisse? Că noi suntem regi și preoți. Noi siamo re sacerdoti. Adică această sămânță. Cioè questa seme. Această turmă mică. Questo piccolo gregge. Sunt regi și preoți. Sono re sacerdoti. Slăviți să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Suntem o împărăție. Quindi noi siamo un regno. Amin. Amen. Cum vine restabilit Come David? Viene restaurato Davide? Nathan nu s-a dus la David să spună. Nathan nu è andato a Davide per Ia dirgli. Ia să vedem noi ora, acum. Vediamo noi ora. Dopo che tu hai commesso dopo che tu hai commesso adulterio. Dopo che l'hai omorât și pe Urie. Dopo che hai ammazzato
anche Uria. Acum noi trebuie să te punem deoparte 5 ani. Ora de noi dobbiamo metterti da parte per 5 anni. Și să vedem noi ăștia 5 ani de zile să stai pe ultima bancă. E di vedere in questi 5 anni mettiti sull'ultima sedia. Io ce spune messaggio. Io so quello che dice il messaggio. Banca plângerii. Che c'è una banca del pianto. Să stai acolo, biserica, lì, chiesa, tutte queste poezie. Semința lui Avram. La discendenza di Abramo. Nu trebuie să fie pusă deoparte. Non deve essere messa da parte. Che n'hai con tu biserica se poi semința lui Avram deoparte. Perché chiesa non puoi mettere la discendenza di Abramo da parte. Adică să pui semința genetică a lui Dumnezeu deoparte. Cioè mettere il seme genetico di Dio da parte. Adică biserica se urcă pe genetica lui Dumnezeu. Cioè la chiesa calpesta la genetica di Dio. Non ne-ați mai văzut așa ceva. Dove avete mai visto una cosa del genere? Natan nu l-a pus deoparte. Natan non ha detto niente a Davide. Natan nu a spus mai trebuie să postești acum 40 de zile. E Natan non ha detto a Davide che ora devi digiunare per 40 giorni. Vediamo ciò che dice il Signore. Davide, a motivo che era eletto dal Signore, predestinato a un'opera. Natan dice a Davide: Dio ti ha perdonato. La restaurazione di Davide è avvenuta all'istante. Questa è una grande rivelazione. Se tu sei la discendenza di Abramo, tu non hai bisogno stabilito. Di 40 giorni per essere restaurato. Tu non hai bisogno di 5 anni affinché la chiesa possa vedere. No, il seme di Abramo è sufficiente. Basta che tu, in ta che tu nel tuo cuore riconosci di essere sbagliato. Hai un desiderio per il perdono. In quell'istante, Dio ti restaura. Ora, in questo secondo, Dio ti perdona all'istante. Știți cât trebuie ca să fii iertat? Sapete quanto tempo ci vuole per essere perdonato? O secondo. Un secondo. Să ridici mâna sus. Alzare la mano in alto. Dumnezeule, per dire, Signore, perdonami. Doamne, non so mai fac niciodată. Signore, non lo farò mai. Ajută-mă, Doamne. Aiutami, Signore. Și pe loc tu ești iertat. E all'istante sei perdonato. O glorie. Gloria. Io vorbesc seminței lui Avram. Io parlo alla discendenza di Abramo. Io non vorbesc la cineva. Io non parlo degli altri. Acum. Ora. Dumnezeu este așa de bun cu noi. Dio è così buono con noi. Dar ce se întâmplă dacă noi păcătuim? Ma cosa accade se noi pecchiamo? Că aici mulți îmi scriu, da, perché, Sandule. Perché molti mi scrivono, Sandro. Sandro, da, așa cum Sandro, predici tu. Ma così come predichi tu. Tu dai drumul la păcat. Tu permetti il peccato. Și noi nu mai putem ține oamenii în frâu. E noi non possiamo più trattenere la gente. Dar ce vreți să ține scrofa? Ma cosa volete, trattenere la scrofa? Vreți să țineți scrofa? Volete trattenere la scrofa? Vreți să țineți câinii? Volete trattenere i cani? Dar mesajul acesta a venit să lege împreună scrofele și câinii? Questo messaggio è venuto per tenere insieme le scrofe e i cani? Nu, frate drag. No, fratello caro. Mesajul acesta a venit. Questo messaggio è venuto să manifeste. Per manifestare. O natura a mirese. Una natura di una sposa. Glorificato sia il Signore. Amin. Amen. Ce se întâmplă acum cu cei care păcătuiesc? Cosa accade ora con quelli che peccano? Questa è întrebare. Perché questa è la domanda. Ma acum o să păcătuiască toți. Ma adesso possono peccare tutti. Ma mai frate, încearcă să păcătuiești. Fratello, ma prova a peccare allora. Poi sună-mă. E dopo chiamami. Și o să vedem care sunt rezultatele. E poi vedremo i risultati. Pentru că la noi funcționează o lege. Perché da noi funziona una legge. Omul va colege ceea ce seamănă. L'uomo raccoglierà ciò che semina. Nu înseamnă că ești pierdut. Non significa che sei perduto. Dacă tu vrei să păcătuiești. Se tu vuoi peccare. Păcătuiește, frate. Ma pecca, fratello. Și o să vezi cum s-o plângi. E poi vedrai come piangerai. O să plângă familia ta. Piangerà la tua o famiglia. O să plângă copiii tăi. Piangeranno i tuoi figli. O să plângă neamurile. Piangeranno i tuoi o să plângă vecinii familiari. Tăi. Piangeranno i tuoi vicini. O să plângă vicini. Bisericile. Piangeranno le chiese. Fai lucrul acesta. Tu fallo. Ma non ești perdut. Ma non significa che sei perduto. Semința lui Avram. Il seme di Abramo. Nu are cum să fie non può essere perduto. Să-l vii să fie glorificato sia il Signore. Apostolo Pavel. L'apostolo Paolo. La 1 Corinteni. A 1 Corinzi. Capitolo 11, versetto 31. Capitolo 11, versetto 31. Cred că la ora 1 terminăm. Dar nu am ce să fac. Penso che all'una finiremo, ma non posso farci niente. Deschideți cuvântul Domnului la 1 Corinteni, capitolo. Aprite 1 Corinzi, capitolo. Capitolul 11, versetul 31. Capitolul 11, versetul 31. Apostolul Pavel știe lucrul acesta. L'apostolul Paolo dice questa cosa. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Poiché se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Ceea ce a făcut David. Ciò che ha fatto Davide. Deci Dumnezeu în harul lui. Dio nella sua grazia. A făcut ca sămânța lui Avram. Ha fatto sì che la discendenza di Abramo. Să lucreze după niște legi. Operi secondo delle după regole. După legea vieții. Secondo le legi non della după vita. Non legea bisericii. No, secondo la legge della după chiesa. După legea sistemului. Secondo la legge del ci sistema. Ci după legea vieții. Ma secondo la legge ci della legea vita. Legea vieții. E la legge della vita ci dice così. Când tu păcătuiești. Quando tu pecchi. Tu trebuie să te judeci. Tu ti devi esaminare. Tu. Și eu dacă greșesc e io se sbaglio e pecco. Io trebuie să mă judec io. Io mi devo giudicare io. Deci Dumnezeu ne dă această oportunitate. Ci dà questa opportunità. Ca să ne judecăm noi. Di giudicare noi stessi. Nu ca eu să te judec pe tine. Non che io devo giudicare te. Io să mă judec pe mine. Devo giudicare me stesso. Ce spune? E dice. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea.
perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo. Deci aici sunt trei Quindi, fase. Qua ci sono tre fasi. Ca să mă înțelegeți. Così mi comprendete. Uno. Giudecata. Giudizio. Care eu mă judec pe mine. Io giudico me stesso. Dacă eu nu fac prima fase. Se io non faccio questa prima fase. Sau dacă eu fac prima fase. O se io faccio la prima fase. Dumnezeu nici măcar nu te pedepsește. Dio nemmeno ti punisce. Tu vieni al Domnul, ai greșit, ai păcătuit. Tu vieni al Signore, hai sbagliato, hai peccato. Și spui, Doamne, eu nu am vrut să fac lucrul ăsta, iartă-mă, Doamne. Signore, non volevo fare questa cosa, perdonami. Și Dumnezeu se uită la tine cu plăcere. E Dio ti guarda con piacere. Și nu-ți face nimic. E non ti fa niente. Dar în momentul când tu ești obraznic, ma nel momento quando tu sei maleducato și nici măcar nu cer iertare, e nemmeno chiedi perdono, atunci tu treci la faza a doua. Allora tu passi alla seconda fase. Îl obligi pe Dumnezeu să te judece. Tu obblighi Dio che ti corregga. Și apoi nu mai vezi că apar probleme. E poi vedi che compaiono problemi. Apar divorțuri. Compaiono divorzi. Apar boli in trupul. Compaiono malattie nel tuo corpo. Apar probleme in famiglia. Compaiono problemi nella tua famiglia perché? Perché il giudizio di Dio scende da te. Perché tu lo hai obbligato. Di che causa? Per quale motivo? A motivo del punto 3. Ca tu să nu fii giudecato odată cu ceilalți. In modo oameni. Per non essere giudicato insieme al mondo. Cioè qua insieme al grande gregge. Perché al piccolo gregge Dio dà un'altra ricetta. Turma mica lucrează după legea vieții. Il piccolo gregge opera secondo la legge della vita. Oh, slăvit să fie glorificato sia il Signore. Ci avem așa de multe exemple. E abbiamo così tanti esempi per darvi. Vrem să mergem acum să citim acele citate mult așteptate de voi. Ma noi vogliamo andare a leggere qui citati tanto attesi da voi. Ma aici din Genesa 31 cu 24. Ho letto qui anche Genesi 31 24. Să vedeți pe Iacov. Per vedere Giacobbe. Iacov cum l-a prostit pe Laban. Giacobbe ha truffato Laban. Și a făcut tot felul de lucruri. E ha fatto tutte queste cose. Și când Laban se duce după el să-l omoare. E quando Laban lo vuole uccidere. Dumnezeu se duce noaptea într-un vis la Laban. Dio va di notte in un sogno a Laban. Spune, să nu te atingi de robul meu. Non toccare il mio servo. Adică nu se duce la Iacov să-i spună Domnul să meargă să se împace cu Laban. Ma perché non vada Giacobbe per dirgli di far pace con Laban? Ci se duce la Laban și spune să nu te atingi robul meu. Ma vada Laban per dirgli non toccare il mio unto. Perché Dumnezeu Jehova Elohim. È molto chiaro che Jehova Elohim. Se occupa della semenza lui Avram in modo speciale. Si occupa in maniera speciale della semenza di Avram. Ia aveți grijă, nu judecați pe nimeni. E questo non giudicate nessuno. Noi non știm care este semenza lui Avram. Perché noi non sappiamo chi è la discendenza di Avram. Tu vezi slăbiciunea unui frate. Per questo se tu vedi la debolezza di un fratello. Profetul spune. Il profeta dice. Nu spune. Non dirlo, gura, stai zitto, pentru el. Prega per lui. Și stai și te roagă. E stai e prega. Che s-ar putea ca tu, perché forse tu, sincero, crezând că faci voia lui Dumnezeu, credendo di fare la volontà di Dio, ajungi să lupți împotriva semințelui lui Avram. A lottare contro la discendenza di Abramo. Semința lui Avram este printre noi. Perché la discendenza di Abramo è in mezzo a noi. Și nu știți lucrurile acestea. E voi non sapete questa cosa. Io non vreau să vă dau aici nume. Io non vorrei darvi nomi. Quante persone s-au ridicat împotriva mea. Quante persone si sono alzate contro di me. Nu prea le-am văzut bine după aia. E dopo non le ho viste bene. Și eu n-am spus nimic. Ma non dico, non, și sono martori aici niente. În biserică. E ci sono testimoni in chiesa che l'ho visto. Io non vreau să spun lucrul acesta să vă speriați. Non voglio spaventarvi dicendo queste cose. Ma fate attenzione. Din care face parte. Nella chiesa dalla quale fate parte. Non vorbiți împotriva pastorului. Non parlate mai non contro il pastore. Non vorbiți împotriva fraților. Non parlate contro nimic, i fratelli. Rugați-vă pentru ei. Pregate Dumnezeu per loro. Che Dio vi aiuti questa cosa. Restabilirea. La restaurazione. O face famiglia fiecare. Si fa nella famiglia di ognuno. Io non posso fare restabilirea in casa altro. Io non posso fare la restaurazione nella casa di un altro. La restaurazione. Pentru bisericile locale. Per le chiese locali. Per famiglie vostre. Per le vostre famiglie. Acolo si può restabilire lucrurile. Si può restaurare Dumnezeu la cosa. Che Dio vi benedica. Și profetul spune. Il profeta dice acea biserica, se quella persona quella chiesa biserica, are învățătura martorului Jehova, se quella chiesa ha l'insegnamento dei testimoni di Geova, noi abbiamo rispetto per quella chiesa. Dacă există undeva în lumea aceasta, e se esiste da qualche parte in questo mondo o biserica care vrea să restabilească un om al lui Dumnezeu, una chiesa che vuole restaurare un uomo di Dio, și eu știu că Dumnezeu restabilește e io so che Dio restaura la persona, toate biserici, allora tutte le chiese sunt obbligate să rispettare acea biserica, obbligate a rispettare quella chiesa, de acea biserica. Non di scappare di quella chiesa. No. Sono cinque uomini. Se lì ci sono cinque sono uomini. D'accordo con ristabilire la persona. Che sono d'accordo con la restaurazione della persona. Allora tutte le chiese dell'intero mondo devono avere rispetto per quella chiesa. Io știu că nu vă place. Io so che non vi piace. Cardi aia predic. Proprio per questo predico. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Che Dio vi benedica. Uitați-vă la Iacov. Guardate a Giacobbe. Adesso nu mai vorbim de Petru. Non parliamone di Pietro. Dacă te uiți la Petru. Se guardi Pietro.
care a primit cheile împărăției, che ha ricevuto le chiavi del regno, Domnul se duce la el și spune, che il Signore va da lui e gli dice, Petru, pe această tu sei piatră, Pietro, su questa pietra, apoi ajunge să se lepede, poi arriva a rinnegarsi, se leapădă, si rinnega. Petru a avuto lepădare de credință, Pietro ha rinnegato la fede. Ha spus, nu, nimic. Ha detto, no, ajuns no, no, până no, la urmă să se blesteme. E arrivato addirittura a maledirsi. Pietro. Și n-a fost pierdut. E non era perduto. Ha fost restabilit. È stato restaurato. Pe loc a fost restabilit. All'istante è stato restaurato. Apoi non vorbim de Pavel. Poi non parliamo di Paolo. Păi Pavel a fost un criminal. Paolo era un criminale. Cum nu avea Dumnezeu oameni mai specialiști, mai buni ca Pavel? Ma Dio non aveva persone migliori di Paolo? Ca să fie în locul lui Pavel? Per stare al posto di Paolo. Or, nu erau? Non c'era gente migliore? Erau, mai frate. Certo che c'erano. Dar nu locul lui Pavel. Ma il posto di Paolo. Nu poate să-l ia nimeni. Non lo può prendere nessuno. De-aia vreau să spun ție, să ai curaj în ziua de astăzi. Per questo voglio dirti, abbi coraggio oggi. Che locul tău nimeni nu poate să-l ia. Perché il tuo posto nessuno lo può prendere. Nimeni nu poate să-l ia. Nessuno lo può togliere. Slăviți să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Haideți acum să mergem. Andiamo ora, andiamo a leggere. Lucrurile care le așteptați cu așa mare dragoste. Le cose che voi aspettate con così tanto amore. Și probabil că voi nu le-ați auzit niciodată. Le-ați citit, nu le-ați observat. Forse non le avete mai lette, oppure le avete lette e non le avete osservato. Sau pastori vostri nu vi le-a spus. Oppure i vostri pastori non ve le dicono. Ok. Ok. Mergem în față. Andiamo più avanti. Restabilire fratele Ben Brint. La restaurazione del fratello Ben Brint. Le-am pus aceste versete. Ho messo questi versetti. Ca voi să urmăriți cu mine încet. Così voi potete seguire con me lentamente. Din ce cauză? Din cauza motivo? Că eu citesc foarte rău. A motivo che io leggo molto male. Citiți și puteți să citiți acasă. Citiți, leggete, citiți. Leggete a casa, și leggete. Dacă nu este așa, să-mi scrieți. E se non è così scrivete. Okay? Va bene? Acum. În predica Apocalipsa capitolul 4. Ora, la predica Apocalipsa capitolo 4. Paragraful 47. 47 paragrafo. Sper că acest om mă iartă. Spero che questo uomo mi perdona. El stă aproape acolo. Lui sta lì vicino. Marle Inns cu părul negru care stă aici. Il grande tipo coi capelli neri che sta qui. El a stat acolo afară într-o noapte în sală. Lui stava in una notte nella sala. Și cineva a zis ceva să vă ajute, știți, să-l binecuvinteze în acel fel. E qualcuno ha detto di qualche aiuto per benedirlo in qualche modo. Și sărmanul băiat a avut un timp greu. E quel poveraccio ragazzo ha avuto un tempo difficile. Știu că soția lui l-a părăsit. So che sua moglie lo ha abbandonato. Și l-a divorțat în judecată fiindcă el l-a iubit pe Domnul Iisus. E lo ha si sono divorzati nel giudizio perché lui ha amato il Signore Gesù. Este corect. È corretto. Și cineva a zis ceva despre Iisus, știți? Anche qualcuno ha detto qualcosa di Gesù, sapete? El era într-un fel unul dintre acei îndrăgostiți de el. In qualche modo lui era uno di quelli innamorati di lui. Și a fost în război și toate împușcăturile și orice lucru. E lui è stato in guerra, tutti gli spari, queste cose. Acest băiat. Questo ragazzo. Îmi pare rău de el. Mi dispiace di lui. A venit acasă cu soția și copiii. È arrivato a casa con la moglie e i figli. Apoi a promis Domnului că îl va sluji. Poi ha promesso al Signore che lo și imediat ce Domnul a început să-l binecuvinteze și s-a corectat cu Dumnezeu. E una volta che il Signore ha iniziato a benedirlo e si è corretto con Dio. Soția lui s-a împotrivit. Sua moglie è andato contro. L-a divorțat și l-a părăsit. E sono divorziati e lo hanno abbandonato. L-a lăsat să stea afară în frig. Lo ha lasciato che stia fuori nel gelo. Dar el încă a rămas îndrăgostit. Ma lui è rimasto innamorato. Și după ce a stat acolo o noapte și cineva a zis ceva despre Isus. E quando qualcuno è rimasto lì per una notte qualcuno gli ha detto qualcosa di Gesù. Ceva cât de mare este el. E quanto lui è grande. În acel fel el a zis, in questo o modo, glorie. Lui ha detto, o gloria. Și a aruncat brațele în sus și pumnii lui se loveau de perete. E ha alzato le mani e i suoi pugni colpivano il muro. Și nu știa ce făcea. Non sapeva quello che faceva. Pumnii au intrat în perete. I suoi pugni sono entrati nel muro. A zis, frate, ha detto, Billy, fratello Billy, o voi plăti. Io la pagherò. Cred că fratele Wood a coborât și a pus o altă bucată acolo. Penso che fratello Wood è sceso e ha messo un altro pezzo lì. Nu ne pare rău de aceea. Non ci dispiace per frate questo. Ben, fratello Ben. Noi doar ne bucurăm că ai fost îndrăgostit. Noi ci rallegriamo che sei stato innamorato, vedete? Într-o zi mi-amintesc de sora. Un giorno mi ricordo della sorella. Di sora. Când Duhul Sfânt face ceva, nu puteți sta liniștiți. Quando lo Spirito Santo fa qualcosa, voi non potete stare tranquilli. Există ceva ferbe. C'è qualcosa che bolle. Amen. Amen. Da, ceva vă prinde sì, un îndrăgostit al lui Hristos. Qualcosa vi prende innamorati di Cristo. Când îl iubiți pe Domnul. Quando amate il Signore. Doar ceva din voi tânjește, apucă flămânzeala și însetează. Iisus a zis. Qualcosa di voi inizia a muoversi, Gesù ha detto. Ferice de ei că ci vor fi săturați. Beati loro che saranno saziati. Ferice chiar de cei ce însetează dacă ați obținut-o sau nu. Beati coloro anche che sono insetati se l'avete ottenuto o no. Câți vor mai mult din Dumnezeu? Quanti vogliono più di Dio? Bine.
Va bene. Ei bine, motivul că doriți mai mult din Dumnezeu, sunteți binecuvântați. Il motivo che desiderate più di Dio, siete benedetti. Numai pentru faptul că vă doriți. Solo per il fatto che lo desiderate. Dacă nu o aveți, încă sunteți binecuvântați. Se non lo avete, siete ancora benedetti. Ferice de cei flămânzesc și setează. Beati coloro che hanno fame e hanno sete. Sunteți binecuvântați doar să flămânziți și să însetați. Siete benedetti solo per avere fame o per Fiindcă avere sete. Fiindcă o doriți. Perché lo desiderate? Siete benedetti. Finché sono molti uomini che nici non doresc. Perché c'è gente che nemmeno lo desidera. Vă amintiți predica mea de seara trecută? Vi ricordate la mia predica della serata scorsa? Vedeți că imbecilul a păstrat cutia și a aruncat darul? Vedete che l'imbecille ha mantenuto la scatola e ha buttato il dono? Vedeți? Vedete? Nu luați cutia. Non prendete la scatola. Luați darul. Ma prendete il dono. În predica se răzgândește Dumnezeu vreodată privind la cuvântul lui? Nella predica cambia Dio la sua parola. Paragraful 30. Paragrafo 30. Fratele Ben Braid zice. Fratello Ben Brian dice. Frate Bram. Fratello Bram. Vrei să -ți pui mâinile peste mine? Vuoi tu imporre le mani su di me? Vor ei să pună mâinile peste mine? Vorranno loro mettere le mani su di me? Mi-ar place să fiu ordinat. Mi piacerebbe essere ordinato. Tu eu nu am știu că tu nu ai fost, frate Ben. Ma io non, nemmeno lo sapevo che tu non lo sei stato, fratello Ben. Aici, a venit la noi. Eu cred că el a predicat pentru câteva vreme. Lui è venuto da noi, ha predicato per qualche tempo. Totuși el nu a fost oficial. Ma lui non in maniera ufficiale. Am crezut că el a fost. Però pensavo che lui lo fosse. Acela e motivul că eu l-am chemat sus ordinat sau mâini puse peste el aici. Per questo motivo l'ho chiamato su ordinato o le mani imposte su di lui qui. Acum soția fratelui Ben, acum să fiți foarte atenți. Ora state molto attenti. Paragraful 31. Paragraful 31. Acum soția fratelui Ben ora este aici pe undeva. Ora la moglie del fratello Ben è qui da qualche parte. Și ea este o persoană scumpă. E lei è una persona cara. Ea a fost o femeie predicatoare. Lei era una predicatrice. Și când ea și fratele nostru au fost căsătoriți. E quando lei e nostro fratello sono stati sposati. Deja aici este a doua femeie. Questa è già la seconda moglie. Și când ea și fratele nostru au fost căsătoriți. Quando loro sono stati sposati. Și l-a adus-o la tabernacol. E lui l-a portat al tabernacolo. Când ea a văzut și a auzit cuvântul. Quando lei ha sentito la parola. Deși o doamnă mică fină cu o personalitate fină. Anche se era una donna piccola con una fine personalità. Dar când ea a văzut că era greșit ca o femeie să facă aceea. Ma quando lei ha visto che era sbagliato che una donna faccia questo. I-a pus la o parte. Lei ha messo questo da parte. Și aceasta pare să cadă asupra bărbatului ei. E questo sembra cadere su suo marito. Acesta este corect. Questo è giusto. Aceasta este apostolic. Questo è apostolico. Acela e felul cum trebuie să fie. Così devono stare le cose. Paragraful 32. Fratello, paragrafo 32. Fratele Ben. Fratello Ben. Ia benzile. Prendi nastri. Cum eu înțeleg, cu soția lui. Così come comprendo con sua moglie. Ei se duc în locurile afară din cale, înapoi de tot în munți. Loro vanno lì fuori nelle montagne. În giungle și ei pun giungle. Benzile acestea loro... și comentează asupra benzilor. E loro mettono questi nastri e commentano sui nastri. Acum eu știu voi predicatorilor care cunoașteți lucrurile acestea. Io so voi predicatori che conoscete questa cosa. Voi o să spuneți că fratele Ben nu a fost un predicator. Voi direte che fratello Ben non era un predicatore. Dar întrebarea mea, tu ce ești care tu repeți ce spun benzile? Ma la mia domanda è tu che cosa sei, quello che ripeti i nastri. Ce sunt eu care tot timpul spun ce spune profetul? Cosa sono io quando dico sempre quello che dice il profeta? Sunt un slujitor, sunt un predicator? Sono io un ministro, un predicatore? Sau sunt un papagal? O sono un pappagallo? Spuneți-mi acum. Ora ditemelo. Eu vreau să spun că toți aceia. Io voglio dire che tutti quelli. Care ripetono ce spune profetul. Che ripetono ciò che dice il profeta. Loro sono ministri. Sono predicatori. Diciamo voi vreste să fugiți de. È inutile che voi volete scappare da questo. Ben, il fratello Ben. A fost un slujitor. È stato un ministro. Hai să citim mai departe. Leggiamo più avanti. De molte ore sunt allungați afară. Tante volte loro sono buttati fuori. Dați afară, aruncați afară, noi ne așteptăm fuori. La aceea. Noi ce lo aspettiamo. Deci toți care trăiesc evlavios în Hristos Iisus vor suferi persecuții. Perché tutti quelli che vivono in Cristo Gesù soffriranno persecuzioni. Câți de aici cunosc pe fratele Ben? Quanti di voi conoscono il fratello Ben? Câți cred că el este slujitorul lui Dumnezeu? Quanti credono che lui è servo di Dio? Recăsătorit. Risposato. Cu a doua femeie. Con la seconda moglie. Câți credeți că el este slujitorul lui Quanti Dumnezeu? Quanti credete che è il ministro di Dio? Adunarea zice amin. La chiesa dice amen. Vrei de această binecuvântare care noi o vom cere de la Dumnezeu pentru el? Degno di questa benedizione che noi chiederemo a Dio per lui. Vedete, lui este un străin. Lui non è uno straniero. El a fost cu noi de ani și ani. Lui da ani e ani con el noi. Eu conosc ca pe un om de smerenie. Lui io lo conosco come un uomo umile. El este ca mine. Lui è come me. El face multe greșeli. Lui commette tanti sbagli. Noi toți facem aceea. Noi tutti lo facciamo. Ce îmi place despre fratele Ben? Cosa mi piace del fratello Ben? El vrea să trăiască pe genunchii lui ca să o îndrepte. Lui vuole vivere sulle sue ginocchia per raddrizzare tutto. Și când l-a auzit zile trecute despre căsătorie și divorț. E quando lui ha sentito i giorni passati del matrimonio e divorzio. El și soția lui au fost
fost gata să se despartă. Lui e sua moglie erano pronti per separarsi. Din cauza că el o iubește. A motivo che lui la ama. El o iubește pe el. E lui e lei ama lui. Dar ei vor să facă față cu cuvântul lui Dumnezeu. Perché vogliono stare nella parola di Dio. Orice a spus cuvântul, aceea este ce a vrut ei. Qualsiasi cosa la parola dice, questo vogliono loro. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze pe Ben și soția lui. Prego che Dio benedica bene sua moglie. La serviciile lui. Ai loro ministeri. Să ne punem mâinile peste fratele nostru. Mettiamo le mani sul nostro fratello. Acum fiți atenți. Ora attenzione. Scumpe Dumnezeule. Caro Dio. Noi ne punem mâinile peste fratele nostru Ben. Noi imponiamo le mani sul nostro fratello Ben. Printr-un semn că noi îl iubim. Perché noi lo amiamo. Și noi credem. E noi crediamo. E acum vă întreb pe voi. Ora io vi chiedo. Dacă tu ai avea un slujitor în biserica ta. Se tu avresti un ministro nella tua chiesa. Sau o persoană care are darul înăuntru. Oppure una persona che ha un dono dentro. Să ducă benzile. Che porti nastri. Să predice benzile. Che predichi i nastri. Și ar fi recăsătorit. E questa persona sarebbe risposata. Tu ca slujitor. Tu come ministro. Și te pretinzi slujitor la mesaj. Che ti pretendi ministro al messaggio. Tu ai ordinat slujitorul acesta să meargă cu evanghelia? Tu ordineresti questo ministro per andare a evangelizzare? Sau ce este frică de celelalte persoane? Oppure hai paura di tutti gli altri che si alzeranno contro di te? Io ve lo chiedo. Profetul il profeta l'ha fatto. Pentru că profetul a văzut. Perché il profeta ha visto. In persona aceea, in quella persona. Darul pus în el. Il dono messo dentro deci, di lui. Deci una persona. Quindi, viene restabilita. Sempre una persona viene restaurata. In funzione darul care in Dumnezeu l'a pus al dono che Dio ha messo nella aici persona. Aici profetul a văzut darul qui, pus în fratele Ben. Il profeta ha visto il dono del fratello Ben. Și nu a mai ținut cont de circumstanțele lui. E non ha preso in considerazione tutte le sue condizioni. Și a trebuit să meargă să predice evanghelia. Ma perché lui doveva andare a predicare l'evangelo? Și profetul spune și noi credem, Doamne, că el vrea să facă o lucrare pentru tine. E noi crediamo, Signore, che lui vuole fare un'opera per te. Să fie trimis afară cu aceste benzi. Per essere mandato lì fuori con questi nastri. Să le punem în funcție printre unii oameni de mult de munte, în locurile îndepărtate unde probabil că mulți dintre noi niciodată nu vom ajunge. Per metterle in funzione nelle montagne laddove probabilmente alcuni di noi mai arriveranno. Dar totuși mesajul trebuie să meargă la toată lumea. Ma il messaggio deve andare in tutto il mondo. Noi ne rugăm ca tu să-l binecuvintezi pe fratele nostru. Noi ti preghiamo di benedire il nostro și fratello. Și să-i dai Duhul tău. E dagli il tuo spirito. Și fie ca aceasta să vină asupra lui. E che questo venga su di lui. Și că le uzește. E guidalo. Și îndrumă-l pe el. Guidalo. Și soția lui. Lui e sua moglie. La locurile acelea unde poate acele singuri suflete se departe acolo afară. In quei posti dove le anime sono lontano fuori. Și ușile nu se pot închide până când acest singur oaie. E le porte non possono essere chiuse finché quella sola pecora este adusă înăuntru. Viene portata dentro. Tu nu ești mulțumit cu 99. Tu non sei contento al 99. Și fiecare nume care este pe registru trebuie să vină înăuntru. Ma ogni nome che è sul registro deve entrare dentro. Ajută-i, Doamne, așa cum ne punem mâinile peste el. Così come noi imponiamo le mani su cum lui. Cum l'associem. Come lo associamo. Cu noi ca fratele nostru. Come lo associamo a noi come nostro fratello. Și ajutorul nostru și rugăciunea pentru el. E il nostro aiuto e la preghiera per lui. Va merge cu el. Andrà con lui. Și ne rugăm ca tu să-l binecuvintezi. E noi ti preghiamo di benedirlo, Doamne, Signore. Oriunde se duce. Ovunque lui va. In numele lui Isus. Nel nome di Gesù. Amin. Amen. Te binecuvintezi, frate. Ti benedico, fratello Ben. Mâna dreaptă și de părtășie ți-o dăm ție ca frați lucrători. La nostra mano destra la diamo a te come fratelli ministri. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dio ti benedica, fratello. Ce părere aveți acum? Ora che parere avete? Noi cumva ar trebui să ne gândim un pic la multe situații. Non è che dovremmo pensare alle situazioni che forse tante volte abbiamo agito in maniera sbagliata. Predica, singurul loc de închinare prevăzut de Dumnezeu. Nella predica l'unico posto di adorazione previsto da Dio. Paragrafo 103. Bene. Mai trebuie să lucrez cu tine. Bene, devo ancora lavorare con te. Fii binecuvântat. Sii benedetto. Mulțumesc, frate Ben. Grazie, fratello Ben. Te iubesc, frate Ben. Ti amo, fratello Ben. Dacă ați ști cât a suferit acest băiat pentru noi în acel război. Se voi avresti saputo quanto ha sofferto questo ragazzo per noi in quella guerra. A trebuit să împuște, aruncat în aer și tot felul de alte lucruri. A dovuto sparare, buttato in aria tutte queste cose. El a avut o viață cu toate, dar Dumnezeu l-a binecuvântat. Lui a avuto una vita, ma Dio lo ha benedetto. El a rămas credincios, lui e rimasto fedele. L-a părăsit. Sua moglie l'ha abbandonato. A fugit și s-a recăsătorit. E scappato. Si è risposato și a luat copii. E ha preso un figlio. Oh, Doamne, oh Signore, nici nu pot să mă gândesc nemmeno ci posso pensare a questo. Dar oricum, ma comunque, Dumnezeu te binecuvintează Ben. Ma comunque Dio ti benedice Ben. Și în prezent este plin de schije. E nel presente è pieno di cicatrici. Care îi apasă nervi și tot felul de alte lucruri. Che gli pressano sui nervi tutte queste cose. Dar trebuie cose. Să știți ce s-a întâmplat în trecut. Ma dovete sapere quello che è successo Doamne, nel passato. Vedete, pe acest băiat. Signore, benedici questo ragazzo. Da.
Prin care sunteți pecetuiți până în ziua răscumpărării voastre. Attraverso quale siete stati sigillati sin dalla vostro giorno. Vedem clar, fraților. Vediamo chiaramente, fratelli. Che profetul nu a avut nicio problemă. Il profeta non ha avuto nessun problema. Să recunoască slujba acestui om. Di riconoscere il ministero di questo uomo. Pe care soția lui l-a părăsit. Che è stato abbandonato da sua moglie. S-a căsătorit cu altă femeie. Si è risposato con un'altra donna. Nel momento când profetul a predicat căsătorie și divorț. Nel momento quando il profeta ha predicato matrimonio diverso. Ben cu soția lui. Il fratello Ben con sua moglie. Din cauza că l-a iubit așa de mult pe Domnul. A motivo che hanno amato così tanto il Signore. Din cauza că l-a iubit așa de mult a doua soție. A motivo che lui ha amato così tanto la seconda moglie. Vreau să se separe. Volevano separarsi. Și profetul a spus nu, nu, nu. E il profeta ha detto no, 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 no. Non dovete fare questo. Non dovete fare questa cosa. Rog pentru voi. Prego per voi. Și l-a trimis în slujbă. E lo ha mandato nel ministero. Ca să ducă casetele. Per portare i nastri. Și să vorbească despre casete. E per parlare dei nastri. Și a dat mână de asociere. E gli ha stretto la mano di associazione. Cu el ca ministru. Con lui come ministro. Acum probabil această ora, predică. Ora forse questa predica. Vă dă jos un pic lucrurile care voi le-ați crezut. Ora questa predica butta giù le cose che voi avete creduto. Dar voi nu trebuie să aruncați. Vă duceți în continuare așa cum ați mers până acum. Voi non dovete buttare niente, continuate così come avete sempre acum fatto. Eu aici avem și predica restabilirea unui diacon care a căzut în păcatul de curvie. Ora abbiamo anche qua la restaurazione di un diacone che è caduto nell'adulterio. Care voi niciodată nu ați face lucrul acesta. Che voi non avreste mai fatto una cosa del genere. Pentru că nu procedați corect de la început. Perché voi non procedete correttamente sin dall'inizio. Slujitorii bisericilor. I ministri delle chiese. Când are un caz. Quando hanno un caso de genul acesta, di questo tipo, nu ar trebui să publicați lucrul acesta. Voi non dovete pubblicare queste cose. Ar trebui doar să rezolvați problemele în familie. Voi dovete risolvere i problemi in famiglia. Și atunci se schimbă lucrurile. E allora le cose cambiano. Dar după ce voi aruncați un sac cu pene peste tot. Ma voi dopo che buttate un sacco pieno di piume. Apoi voi încercați să colegeți penele, nu le mai puteți. Poi proverete a raccogliere le piume ma non ce la farete più. Și apoi vă găsiți în dificultate. E poi vi trovate in difficoltà. Și apoi probleme peste probleme. E poi problemi su problemi. Dacă s-ar întâmpla. Se accadesse. În bisericile voastre. Delle vostre chiese. Ar trebui doar într-un cerc restrâns. In un piccolo cerchio ristretto, uomini maturi și spirituali, con uomini maturi e spirituali să rezolvați problemele dovreste acestea. Risolvere questi problemi. Cam în felul acesta trebuie să funcționeze. In questo modo le cose funzionano. Acum, ora, citim, dar nu vreau să citesc totul. Leggiamo, ma non voglio leggere tutto. Dar eu cred că o să rămână lucrurile acestea pe internet. Ma penso che rimarranno queste cose su internet. Ok. Va bene. Aici se duce la profet o femeie. Qua una donna va dal profeta. Și o să sară un pic. E salterò un po' questa, cosa queste che, parti. Di cosa che siamo decisi. Perché è tanto da leggere. Avevo in pagina 2, 1, 2. Avevo in pagina 3. Pagina 1, 2, 3. 4. Ok, sufficiente. 5. No, acum, aici este problema cu curvia. Qua si parla dell'adulterio. Aici, aici. Qui, qui. Voi trebuie să știți un singur lucru. Voi dovete sapere una sola cosa. Când un om cade în curvie. Quando un uomo cade in adulterio. Poate omul ăla să intre în pocăință. Può quell'uomo entrare nel ravvedimento. Se pocăiește. Si pente. Se întoarce înapoi la familie. Ritorna alla famiglia. Își face pace cu familia. Fa pace con la famiglia. Familia iartă. La famiglia lo perdona. Familia funcționează totul perfect. Nella famiglia funziona tutto perfettamente. Dumnezeu lo restabilește. Dio lo restaura. Ok? Ok? Dar când o persoană, ma quando una persona, se căsătorește cu altă femeie lăsată de bărbat, sposa un'altra donna lasciata da marito, Biblia spune clar, la Biblia dice chiaramente, la legge spune clar, la legge dice chiaramente, căci bărbatul acela, che quell'uomo, trăiește cu acea femeie toată viața lui în preacurvie, per tutta la sua vita quell'uomo vivrà in adulterio. Deci cazul lui fratele Ben, quindi il caso del fratello Ben, este mai grav ca și cazul diaconului. È più grave del caso del diacone. Perché il diacone può avere pocăință. Perché il diacone può avere un pentimento. Dar cazul lui Ben nu mai poate să aibă pocăință. Ma Ben non può più avere nessun pentimento. Perché l'ha voluto se pocăiască. Perché lui voleva pentirsi. Adică să se lase. Cioè voleva separarsi e vivere da solo. Și profetul a spus nu. E il profeta ha detto no. Este clar că se aplică pentru semența lui Avram o altă lege. È chiaro che per la discendenza di Abramo c'è un'altra legge. Deci este legea quindi vieții. C'è la legge della vita. Eu nu vreau să dau jos valorile bisericești. Io non voglio buttare giù i valori della chiesa. Deci valorile bisericești trebuie să rămână. I valori della chiesa devono rimanere. Și eu cred în valorile bisericești. E io credo nei valori della chiesa. Dar noi trebuie ca mireasa lui Iisus Hristos să se ridice mai sus. Ma noi come sposi di Gesù Cristo dobbiamo alzarci più in alto. Acum, haideți să citim despre acest caz. Ora leggiamo questo caso. În predica acum crezi. Nella predica ora credi. Paragraful 38. Paragraful 38. Hai să citim de aici. Legeamu. În seara aceasta după ce am vorbit, fratele Johnson a venit la mine și mi-a spus. Questa sera dopo che abbiamo parlato, il fratello Johnson venne da me e mi disse. Frate Bram, vreau să spun ceva. Fratello Bram, voglio dirti qualcosa. El a spus, ți-am spus că nu-ți voi cere să te rogi pentru oameni.
E lui ha detto, ti ho detto che non ti chiederò di pregare per gli uomini. Erano molti che l'accettasse per Cristo e tutti stavano con mâinile intinse spre fereastră și așa mai departe. C'erano tanti che hanno accettato il Cristo e stavano con le mani stese verso la finestra. Cei care l'accettassero per Cristo acolo New Albany. Quelli che hanno accettato Cristo in New Albany. Ci ha spus. E gli ho detto. Ma come è in regola? Questo va bene. Ce hai frate? Che cos'hai fratello? E l'ha spus. Lui disse. Ah, ma c'è un învățătoare de școală dominicală și este nevrotică. Ho qui un insegnante di scuola domenicale ed è nevrotica. Este o persona foarte drăguță. È una persona molto carina. Însă a spus, a atacat-o nevrozitatea. Però l'ha attaccata una nervosità. Spunea el. Diceva lui. Și suferă de acest lucru de aproape 8 ani. E soffre di questa cosa da 8 anni. Și a spus. E ha detto. Este o persoană minunată. È una persona meravigliosa. Nu ai vrea ca în timp ce te vei îndrepta spre fereastră, coborând treptele doar să spui mâinile peste ea? Non vorresti che mentre scendi verso la finestra, scendendo le scale, non vorresti tu mettere le mani su di lei? Și am spus sigur. E io gli ho detto sicuramente. Așa că am pornit, m-am îndreptat spre trepte și ei au adus femeia acolo jos. Così sono partito, mi sono indirizzato per gli scalini e hanno portato la donna lì giù. La capătul treptelor. Alla fine dei scalini. Mă așteptam așa cum mi-a explicat el. Io me l'aspettavo così come lui me l'ha spiegato. Să văd pe cineva într-o haină de forță. Vedere qualcuno in un vestito di forza. Însă era drăguță. Ma invece era carina. Cu o arătare plăcută. Era, avea un bel aspetto. Curată. Era pulita. O femeie micuță. Una piccola donna. Părea cum stătea acolo cam de 30 de ani. Aveva intorno ai 30 ani. 32 și mi-a zis. 32. Ce mai faci, frate Branham? E mi disse, come stai, fratello Branham? Am zis, tu ești pacient? Io gli ho chiesto, ma sei tu la paziente? E a zis, da. E lei ha detto sì. Am zis, care e problema, soră? Gli ho detto, ma qual è il problema, sorella? E a zis, eu nu știu, frate disse, Branham. Non so, fratello Branham. Mi-am pus mâine peste ea și am cerut lui Dumnezeu să o vindece. Ho messo le mani su di lei e ho chiesto a Dio che la guarisca. E a spus. Lei disse. Pur și simplu nu mai putea. Semplicemente non ce la faceva più. S-a rugat, dar nu a reușit să scape din această stare și era speriată de moarte tot timpul. A pregato, ma non riusciva più a uscirne fuori da questa situazione ed era sempre spaventata a morte. E a spus. Lei disse. M-am dus la psihiatru și am luat trattamenti de acolo, trattamenti psihici. Sono andato dallo psichiatra, ho preso delle cure lì, cure psichiche. Și a spus. M-a costat $10 de fiecare dată. E mi-a detto, mi-hanno tolto $10 sempre. Și a spus, uneori merg de două ori pe săptămână. E a volte vado due volte al mese, și a settimana. Fac acest lucru de ani de zile și eu mă tot agravează. E io faccio questa cosa da anni e anni, ma vado sempre di male in peggio. Și am zis, e bine. E ho detto, va bene. Dumnezeu să te binecuvinteze. Che Dio ti benedica. Sora mea și să te libereze de acest lucru. Mia sorella, e che ti liberi di questa cosa. In numele lui Isus Hristos. Nel nome di Gesù Cristo. Și am plecat. E me ne sono andato. Cam după 3 zile. Dopo 3 giorni. Eram împreună cu soția mea în New Albany. Stavo insieme a mia moglie in New Albany. Și am întâlnit-o pe această doamnă pe stradă. E ho incontrato questa donna per strada. Eram împreună cu o femeie. Stava insieme a una donna. Își ținea mâinile în felul acesta și am zis. Si tenevano le mani in questo modo, io ho detto. Ești mai bine, sora? Ti trovi meglio, sorella? A început să plângă și a spus. Ha iniziato a piangere e ha detto. Frate Abraham. Fratello Abraham. D'incontro mă agravez. Anzi, continua a stare peggio. Ei bine, eram într-un loc mic numit Casa Albă. Ebbene, stavo in un piccolo posto chiamato Casa Bianca. Unde doamnele își fac cumpărăturile. Dove le donne fanno le loro compere. M-am retras într-un loc ușor și m-am rugat din nou pentru ea. Mi sono andato in un posto, ho pregato per lei. După câteva zile a venit cu o mașină. Dopo qualche giorno è arrivata con una macchina. A adus-o câteva femei. L'hanno portata insieme a delle donne. Și au trebuit să o țină în mașină ca să o poată aduce. L'hanno dovuta tenere in macchina per poterla portare. Țipea și spunea că lumea va exploda împreună cu ea și era frică. Continuava a gridare, gridava che il mondo esploderà insieme a lei e aveva paura. Credea că merge deasupra pământului și se va scufunda. Lei pensava di andare sopra la terra, poi andare a fondo. Și totul felul, știți cum sunt oamenii bolnavi cu nervi. Sapete com'è la gente malata con i nervi. Deci m-am rugat din nou pentru ea. E ho pregato di nuovo per lei. Și ea a spus. E lei disse. Frate Abraham. Fratello Abraham. Când o să mai ai o adunare prin apropiere. Quando avrai un altro culto nelle vicinanze. Chiar dacă trebuie să fiu pus într-o haină de forță. Anche se dovrò essere legata. Vreau să vin atunci când acea ungere este peste tine ca să pot spunea. Voglio venire quando quella unzione viene su di te per poter dire. Spunea, cred că dacă te vei ruga pentru mine atunci când vine ungerea, ar scoate afară acel duh rău din mine. Credo che se pregheresti per me quando viene quella unzione, quello spirito esce di me. Am spus. Ho detto. Ești o creștină? Sei una cristiana. Te ferești de păcat? Scappi dal peccato. I-a spus, da. E lei disse, sì.
Da, frate Abraham. Sì, fratello Abraham. Sunt o profesoară de școală duminicală. Sono una professoressa di scuola domenicale. Și eu am spus. E eu le-am detto. Ei bine, mă rog ca Dumnezeu să-ți acorde aceasta. Va bene, io prego che Dio ti accordi questo. Și a devenit un fel de prietenă cu soția mea și a vorbit cu ea la telefon. Ed è diventata un'amica, l'amica di mia moglie, hanno parlato al telefono. E a spus. Lei ha detto. Dacă îngerul Domnului vine vreodată la fratele Abraham în timp ce este acasă. E lei ha detto se l'angelo del Signore viene dal fratello Abraham mentre lui sta a casa. Să mă suni sora Abraham. Chiamami sorella Abraham. E bine, într-o dimineață, trezându-mă după o viziune puternică. Una mattina svegliandomi dopo una visione potente. Soția mea mi-a spus. Mia moglie mi ha detto. Dragă. Cara. E încă prezent. Caro, è ancora presente. Am spus. Io gli ho detto sì. I-a spus. Le-a îmi dai detto, voie să sun pe femeia aceea din New Albany? Posso chiamare quella donna di New Albany? Non è così. I-a spus ce femeie? Io gli ho chiesto ma quale donna? Și i-a spus. E lei dice, acea femeie bolnavă tare cu nervi. Quella donna che era malata con i nervi. Îmi pare atât de rău pentru ea. Mi dispiace per lei. Are trei copii. Ha tre figli. Și i-a spus. E gli ho detto. Ei bine. Va bene. Sună. Chiamala. Așa că am intrat și în câteva minute a adus-o și am spus. Così sono entrato in qualche minuto gli ho detto. Duceți-o într-o cameră. Portatela in una stanza. Între timp a venit un bărbat de la Biserica Baptistă Walt Street din Louisville. Nel frattempo è arrivato un uomo della chiesa battista Walnut Street din Louisville. Era pe moarte cu cancer de ficat. Lui stava morendo col cancro al fegato. Au trecut aproximativ 3 ani de atunci. E sono passati 3 anni da allora. El este încă în viață. Lui e ancora in vita. Fără nicio urmă de cancer, senza pe cât se poate de normal. Macchia di cancro. Iar doctorul i-a spus. E il dottore gli ha detto. Ficatul tău s-a uscat sau s-a întărit sau așa ceva. Il tuo fegato si è seccato, si è indurito qualcosa. Nu mai știu ce a fost. Non so più cosa era. Abia că mai faceva fatica a vivere. El este un om zdravăn. È un uomo potente. Puternic și sănătos. Foarte sano. Mulți dintre voi care mă soțesc de la adunare la alta veți vedea chiar în adunări, îl veți auzi mărturisind. Molti di voi che mi accompagneranno alle chiese lo vedrete, lo sentirete testimoniando. Și astfel mă ocupam de el și a venit soția mea și a spus: au adus-o pe femeia din New Albany și au pus-o în cealaltă cameră. E mentre mi occupavo di lui, mia moglie mi disse: hanno portato quella ragazza di New Albany, l'hanno messa nella stanza. Astfel am intrat unde era ea și am spus. Così io sono entrato dove era lei e gli ho detto. Vreau să o văd și eu. La voglio vedere anch'io. Deci când este prezent ungerea. Quando è presente l'unzione. Atunci când mergi să vorbești cu o persoană. Quando vai a parlare con una persona. Acum priviți. Ora guardate. Când mergi la o persoană, atunci încep viziunile. Quando vai da una persona, allora iniziano le visioni. Contactezi Duhul ei. Contatto il suo spirito. Tot așa când Isus a vorbit cu femeia de la fântână. Uguale quando Gesù ha parlato con la donna al pozzo. El a contactat Duhul ei. Lui ha contattato il suo spirito. Vedeți? Vedete? Atunci apare viziunea. Allora compare la visione. Și ea s-a așezat acolo și a spus. E lei si è messa lì e ha detto. Cum vă simțiți? E gli ho detto, come ti senti? E a spus. E lei rispose. Frate Abraham. Fratello, nu știu, sunt pe cale să nebunesc. Non so, sto per impazzire. Și a spus. E a detto. Nu știu cum o să, nu mai pot rezista. Non so, non ce la faccio più. Și am spus. E io gli ho detto. Acum vreau să încerc să te liniștești. Voglio che tu ti tranquillizzi. Și să te uiți aici la mine. E guardami. Doar o clipă. Un momento. Și să vorbești. E parla. Și a zis. E lui a detto. Da, domnule. Va bene, signore. Da, domnule. Va bene, signore. Încerc să fac tot ce pot eu. Provo a fare tutto quello che io posso. Frate Abraham. Fratello Abraham. Cam așa ceva. Una cosa o persoană foarte minunată. Una persona meravigliosa. Și după ce am vorbit cu ea. E dopo che ho parlato con lei. Câteva momente am văzut o mașină neagră care mergea în felul acesta. Per qualche momento ho visto una macchina nera che andava in questo modo. Apoi viziunea m-a părăsit. Poi la visione mi ha abbandonato. Am spus. E gli ho detto. Ai avut vreodată un accident de mașină? Hai avuto mai un incidente di macchina? Și a zis. E lei mi dice. Nu, domnule. No, signore. N-am avut niciodată un accident non de mașină. Non ho mai avuto un incidente di macchina. I-am spus. E gli ho detto. E ceva ciudat. C'è qualcosa di strano. Am văzut o mașină neagră. Ho visto una macchina nera. Mergând în felul acesta. Andando in questo modo. Și ea a spus. E lei ha detto. Nu. No. Nu am avut niciodată un accident de mașină. Non ho mai avuto un incidente di macchina. Apoi am continuat să vorbesc cu ea. Poi ho continuato a parlare con lei. Și iată că din nou a apărut viziunea. Ed ecco che di nuovo è comparsa la visione. Și am văzut cu un bărbat blond. E l'ho vista con un uomo biondo. Iar ea conducea cu viteza mașinii și mai era un automobil, iar un tren aproape că l-a lovit. E lei guidava la macchina e un treno quasi le-a colpite. Și ea a început să țipe. E lei a iniziato a gridare. Am auzit-o. L'ho sentito. Dar eram încă în viziune. Ma ero nella visione. Iar ea a leșinat și a căzut pe pod. Ma lei è svenuta ed è caduta sul pavimento. Aceasta a fost viziunea. Questa è stata la visione. S-a căsătorit chiar înainte de război. Si è sposata proprio prima della guerra. Soțul ei împreună cu o tânără a plecat în străinătate. E suo marito con una giovane se n'è andato in un altro paese. Fiind plecat peste ocean.
Essendo andato oltre oceano. Ea a început să se simte singură. Lei a iniziato a sentirsi sola. Și a început să aibă un anturaj cu un băiat blond. Ea a iniziato ad avere delle avventure con un ragazzo biondo. Au ieșit într-o seară. Sono uscite in una sera. Iar ea și-a călcat legământul de căsătorie. E lei a calpestato il patto del matrimonio. Și l-a înșelat pe soțul ei. E a tradito suo marito. În acel drum, in quella via, era cât pe ce să-l lovească trenul și să-i ucide. Stava quasi per colpire il treno per ucciderlo. Când soția mea a auzit-o țipând, a intrat în cameră și a ridicat-o. Quando mia moglie l'ha sentito gridare è entrata nella camera alzata. Iar ea a început să strige, spunând: e lei a iniziato a gridare, a dire: frate Abraham, fratello Abraham, să nu spui la nimeni, non dirlo a nessuno, să nu spui la nimeni, non dirlo a nessuno, am spus, ho detto, vezi soră, vedi fratello, păcat nemărturisit, vedi sorella, questo è un peccato non confessato. Ea a spus: e lei disse sì, a fost, fost tot felul de oameni, i-a făcut ungerea cu un de lemn. Sì, sí, sono andato a tutti uomini, mi hanno fatto l'unzione con l'olio. Și s-a rugat pentru ea, a provocat demoni și a poruncit demonul și tot felul de lucruri. E hanno pregato per lei, hanno provocato i demoni, profetizzato cose del genere. Însă demonul a rămas acolo. Ma il demone è rimasto. Acum a spus. Ora detto. Și el va rămâne acolo atât timp cât veți avea acel păcat nemărturisit. Ma quel demone rimarrà lì finché voi avreste ai quel peccato non confessato. Ea a spus: frate Abraham, lei ha detto, fratello Abraham, am marturisit asta lui Dumnezeu. Io ho testimoniato questo a Dio. Am spus, ho detto, tu nu ai păcătuit împotriva lui ma Dumnezeu. Ma tu non hai peccato contro Dio. Și împotriva soțului tău. Ma contro tuo marito. Tu trebuie să îndrepți acest lucru. Tu devi mettere a posto questa cosa. Ea a spus, le ha detto, îmi va destrăma căminul. Ma questo distruggerà la mia famiglia. Am spus, ho detto, asta e tot ce pot să spun, Doamnă. Questo tutto quello che io posso dirci, aceasta signora. Este cauza. Questa, questo și è il problema. Până nu îndrepți acest lucru, e finché non metti a posto nu questo, vei putea să te simți mai bine. Non ti sentirai mai meglio. Asta a fost de mult. Ma questo è successo tanto tempo fa. Le ha detto, nici nu mă mai gândesc la asta. Ma nemmeno ci penso più a questo. Am spus, e io gli ho detto, no. Tu nu. Tu no. Dar subconștientul tău, il tuo subconscio, se gândește mereu la acest. Pensa sempre a questo. I-am spus. Gli ho detto. Nu, psihiatru, nu poate scoate asta din tine. No, lo psichiatra non può tirar fuori questo da te. Și am zis. E gli ho detto. Știi că nimeni în lumea asta nu știe despre acest lucru decât tu și acel bărbat? Sai che nessuno di questo mondo conosce questa cosa soltanto tu e quell'uomo? Am spus. E gli ho detto. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ți-a descoperit. Lo Spirito Santo di Dio ti ha rivelato. Și ți-a spus unde e problema ta. E ti ha detto dov'è il tuo problema. Acum du-te și îndreaptă acest lucru cu soțul tău. Ora vai e metti a posto questo con tuo marito. Și atunci te vei face bine. E allora sarei bene. E a spus. E lei ha detto. Nu o pot face. Ma non lo posso fare. Ne-ar destrăma căminul, frate Abraham. Così distruggerei la mia famiglia, fratello Abraham. Și a început să plângă. E lei a iniziato a piangere. A spus. Ha detto. Sora Abraham. Sorella Abraham. Nu lăsa să spună nimănui acest lucru. Ma non farlo dire a nessuno questa cosa. Și a spus. E gli ho detto. Acum. Ora. Soția mea a spus. Mia moglie ha detto. Ei bine. E bene. El nu spune lucrurile de genul ăsta, soră. Lui non dice queste cose, sorella. A spus. Știi că ha nu detto, ar face așa sai ceva. Sai che non lo farebbe. Și a spus. E lei disse. Oh, soțul meu, el m-ar părăsi imediat. Mio marito mi abbandonerebbe subito. Și a spus. E a detto. Mi-ar destrăma căminul. Questo distruggerebbe la mia famiglia. Ce se va întâmpla cu copiii mei? Cosa succederà con i miei figli? Și așa mai departe. E così via. Și am zis. E ho detto. Uite, soră. Guarda, sorella. Mai întâi, clarifică-te cu Dumnezeu. Prima, mettiti a posto con Dio. Dumnezeu va avea grijă de restul. E Dio si prenderà cura del resto. Deci, quindi, a spus, ha detto, è bene, io non posso farlo, io non posso farlo, fratello Abraham. Gli ho detto, bineînțeles, certo, acum este tot ce pot face, questo è tutto quello che io posso fare, sorella. Io ho fatto ciò che Dio mi ha detto. Acesta este necazul tău, questo è il tuo problema. Oamenii te pot unge cu un de lemn la fiecare 5 minute pentru tot restul vieții tale. Gli uomini ti possono fare l'unzione ogni 5 minuti per tutta la tua vita. Însă nu-ți va face niciun bine. Ma questo non ti farà alcun bene. Iar putea să-și pune mâinile peste tine. Loro potrebbero imporre le mani su di te. Să poruncească diavolului și ce spune. Comandare al diavolo che gli dica. Vattene da qui Satana. Ma non devi gridare a lui. Lui sa che cos'è la fede. Lui conosce la tua vita. Tu non lo puoi truffare. Lui rimarrà lì. E hai il diritto di rimanere lì. Perché lui conosce i suoi diritti. Quello che può fare e quello che non può fare. E lei disse: io non posso farlo. Am pornit să plec. Stavo per andarmene. Iar ea a început să plângă. Ma lei a iniziato a piangere. M-am uitat înapoi și lângă ea stătea un alt bărbat. Ho guardato indietro e accanto a lei stava un altro uomo. Într-o viziune. In visione. I-am spus. E gli ho detto. Soțul tău nu este bărbat înalt? Ma tuo marito non è un uomo alto? Da. Sì. El are părul negru? Lui ha i capelli neri? Da. Sì. Are cărarea într-o parte puțin ondulată? Ah, i capelli da una parte ondulati? Da. Sì. Și am spus. E gli ho detto. Este diacon în această biserică? Ma lui è il diacono in questa chiesa? Da.
Sì. Iar eu am spus. E io gli ho detto. Are aceeași miserie ca să-ți mărturisească. Lui deve confessarti la stessa sporcizia. I-am spus. Gli ho detto. Când a aterizat în Franța. Quando è atterrato in Francia. V-am spus despre o tânără ce era cu el. Io vi ho detto che una giovane era con lui. Apoi am spus, lucrează. Poi ho detto lavora. Non lucrează pentru compania Chevrolet. Ma non lavora lui per la compagnia Chevrolet. A spus, ba da. Ha detto sì, sì. Și am spus, e io gli ho detto, este o doamnă brunetă care lucrează acolo, c'è în birou. C'è una donna bruna che lavora lì nel, nell'ufficio. Spus, el era într-un Chevrolet verde și era pe o străduță într-un anumit loc cu acea femeie. Lui era in un Chevrolet verde su una strada con quella donna. Purta o rochie roz. Indossava una gonna rosa. Numai de mult decât alaltă ieri. Questo è successo l'altro ieri. El are același lucru să-ți mărturisească. Lui ti deve confessare la stessa cosa. Oh, nu, a spus oh, ea. Nu, a detto lei. Soțul meu, mio nu. Marito, no. El este diacon. Ma lui è un diacone. I-am spus. Gli ho detto. Nu-i de mirare că fratele Johnson nu putea să ajungă nicăieri acolo. E non c'è da meravigliarsi che il fratello Johnson non poteva arrivare da nessuna parte. Am spus, astfel de lucru din biserica voastră. E ho detto queste cose nella vostra chiesa. Așa este. È così. Acestea sunt probleme care se întâmplă în multe biserici. Questi sono problemi che accadono in tante chiese. Dumnezeu nu va binecuvânta niciodată peste păcat. Dio non benedirà mai sopra il peccato. Și am spus, du-te, ia-ți. E gli ho detto, vai, prendi. I-am spus, soțul meu nu ar face. Ma mio marito non lo farebbe mai. I-am spus, bine, asta e tot ce știu acum. Va bene, allora tu, questo è tutto quello che io so. Du-te, ia-ți soțul și îndreaptă acel lucru vai. Și după ce vei avea viața îndreptată. Vai, prendi tuo marito e raddrizzate le cose dopo che avrete la vita giusta. Atunci Dumnezeu va fi cu tine. Allora Dio sarà con te. Ei bine. Va bene. Am continuat să văd altă persoană. Ho continuato a vedere un'altra persona. Și când m-am întors, Meda. E quando mi sono girato. A intrat și a sunat pe soțul ei la telefon să vină și celelalte doamne. Meda ha chiamato suo marito al telefono affinché venissero anche le altre donne. Și au plecat și s-au întâlnit. E se ne sono andati, andati si sono incontrati. Soția mi-a spus. Mia moglie ha detto. Crezi că se vor întoarce? Credi che ritorneranno? Am spus sigur. Io ho detto sì. Se vor întoarce. Certo che ritorneranno. Așa că nu peste mult timp. Così dopo non tanto tempo. Soția mi-a spus. Mia moglie ha detto. Uite-te, urcă treptele. Guarda, sta salendo gli scalini. Veneau ținându-și mâinile unul în jurul celuilalt. Venivano tenendosi per mano uno l'altro. Plângeau. Piangevano. Iar lacrimile se scurgeau pe obraj. E le lacrime scorrevano sui am sulle sue guance. Am deschis ușa. E io ho aperto la porta. Am spus. Ho detto. Ce s-a întâmplat? Ma cosa è successo? El a spus. Lui ha detto. Frate Abraham. Fratello Abraham. A spus. M-a sunat soția mea și am luat mașina. Mi-a chiamato mia moglie, ho preso la macchina. A spus, ieri a venit și mi-a mărturisit acel lucru rău pe care l-a făcut. E lei è venuta a confessare quella cosa cattiva che ha fatto. Și apoi ea m-a acuzat de același lucru. E poi lei mi ha accusato della stessa cosa. Și eu am întrebat-o. E io gli ho chiesto. Unde ai fost? Dove sei andata? Și a continuat. E lei ha continuato. Este adevărat, frate Abraham. È vero, fratello Abraham. Eu nu te cunosc. Io non ti conosco. Am auzit de la de tine de la fratele Johnson. Ho sentito parlare di te dal fratello Johnson. Și a spus. E ha detto. Nu te-am văzut niciodată. Io non ti ho mai visto. E să vreau să strâng mâna. Ma voglio stringerti la mano. Spun, e dirti. Este absolut adevărat. E assolutamente vero. Sunt vinovat și nu merit să fiu numit tatăl copiilor mei sau diacon în această biserică. Sono colpevole e non merito di essere chiamato padre dei miei figli o diacone in questa chiesa. Și îndată ce mă voi întâlni cu fratele Johnson. E una volta che incontrerò il fratello Johnson. Voi demisiona din slujba mea. Darò subito le mie dimissioni dal mio ministero. Acum fiți atenți ce spune profetul. Ora attenzione a quello che dice il profeta. Deci ați văzut femeia. Quindi, avete visto? Căzută în curvie. La sua moglie in adulterio. Diaconul căzut în curvie. Il diacone in adulterio. Dumnezeu îl descoperă. Dio lo scopre. El având o natură bună. Lui avendo una buona natura, ha detto no, no. Fiu soț. Io non sono vrednic să fiu tată. Io non sono degno di essere padre dei miei figli. Am să mă duc la pastor la Johnson și andrò să demisionez. Andrò da Johnson per dare le dimissioni. Și acum fiți atenți ce spune profetul. Ora guardate quello che dice il profeta. Io am spus. Nu face asta. Io gli ho detto non fare questo. Îndreaptă cu Dumnezeu și continuă să slujești. Mettiti a posto con Dio e continua a servire. Vedeți? Am vedete? Spus, ho detto. Nu este nevoie să faci asta. Ma non c'è bisogno di fare una cosa del genere. El a spus, lui ha detto. Oh Dumnezeu, oh, nu m-ar ierta. Oh, ma Dio non mi perdonerebbe mai. Sigur că te va ierta. Ho detto certo che ti perdona. Acum i-ai mărturisit soției tale și ai cerut să te ierte? Ora hai confessato tutto a tua moglie e gli hai chiesto di perdonarti. V-ați iertat unul pe altul? Vi siete perdonati l'un l'altro? Da. Sì. I-am spus,
E io gli ho detto, asciasate. Allora mettiti a posto. Acum è momento. Ora è il momento. Apoi m-am plecat și am spus. E poi mi sono piegato e ho detto, Tată Ceresc, Padre Celeste, acest demon a chinuit această fată toți acești ani. Questo demone ha fatto tribolare questa ragazza tutti questi anni. Acum nu mai are dreptul legal să o țină. Ora non ha più nessun diritto legale di trattenerla. Pentru că s-a aflat și s-a îndreptat. Perché le cose sono state indirizzate. Acum ești afară din ea. Sono state corrette. Ora esci fuori di lei nel nome di Gesù Cristo. Și este perfect normală și bine din acel moment, vedeți? E da quel momento lei è perfettamente normale, vedete? Deci, ați văzut clar. Quindi avete visto chiaramente. Vi ho dato questi due citati diacon, di questo diacone e del fratello Ben. Abbiamo qua un ministro un e abbiamo un diacone. Di nuovo, restaurati di nuovo completamente. Perché la restaurazione si fa completa. Non si fa al 90%. Io credo che, io credo che questi messaggi sono stati. Hanno portato una benedizione pentru frații care sunt în cauză, per i fratelli che si trovano in problema, pentru frații care încă sunt în lume perduți, per i fratelli che ancora sono nel mondo perduti, trebuie să vadă, loro devono vedere în cuvântul lor, nella parola che mai au ancora șansă, che hanno ancora una possibilità di ritornare a Dio. Deci repet, quindi ripeto, la restaurazione viene fatta dacă natura înăuntru în tine, se la natura dentro di este te o natură a seminței lui Avram, è una natura della discendenza di Abramo, e allora Dio te si occuperà in maniera speciale di te, ti darà la volontà, dorința restabilire, il desiderio della restaurazione, il desiderio del perdono, e lì dove c'è del peccato, lucru, qualsiasi cosa, orice fel de păcat, qualsiasi peccato, Dumnezeu va da o posibilitate, Dio ti darà la possibilità che tu vada a risolvere il problema ai păcătui, contro di chi hai peccato. Dumnezeu va pregăti lucrurile acestea, Dio preparerà queste cose vei fi restabilit e tu sarai restaurato completamente și o să fii gata pentru răpire, e sarai pronto per il rapimento, per il regno di Dio. Dumnezeu să vă binecuvinteze, che Dio vi benedica. Haideți să ne aplicăm capetele. Închinăm i nostri capi. E ringraziamo il Signore. Scuze pentru că a durat așa vi de mult. Chiedo scusa che è durato così tanto. Dar am vrut să închei această predică. Ma volevo chiudere questa predica della restaurazione mostrandovi che ognuno are dreptul și eu cred că sămânța lui Avram. Ha il diritto, io credo che la discendenza di Abramo. Dumnezeu se va ocupa în mod special. Della discendenza di Abramo Dio si occuperà in maniera speciale. Pentru că purtăm genetic înăuntru. Perché noi abbiamo geneticamente dentro lucrurile acestea. Queste cose. Orice ar spune oamenii negativi, qualsiasi cosa direbbe la gente di negativo, in anima nostra, nel nostro cuore esiste ristabilire. C'è una restaurazione. Nu uitați un singur lucru. Non scordatevi una sola orice cosa. Se întâmplă qualsiasi tău, cosa accada intorno a voi, le condizioni nelle quali ti trovi tu, uita, non scordatevi che, un fiu, che tu sei un figlio e una figlia di Dio. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Che Dio vi benedica. Stăpâne Tată din ceruri. Signore Padre noi dal cielo, pentru această zi. Noi ti ringraziamo per questo giorno. Îți mulțumesc, Tată Dumnezeule, pentru biserica din Roma. Ti ringrazio, Signore, per la chiesa di Roma. Pentru că tu le-ai dat această mare perché revelație. Perché tu hai dato loro questa grande rivelazione. Și ai făcut, Tată Dumnezeule, ca frații de aici e din Roma, sì, che i fratelli di Roma să poată să simte cu cei căzuți, possano sentire con i caduti. Noi ne bucurăm, Doamne, noi când un păcătos se întoarce înapoi la tine. Quando un peccatore ritorna a te. Doamne, binecuvintează frații. Signore, benedici. Binecuvintează pe fratele Gianni. Benedici fratello Gianni, diaconi, Signore. Tată, i diaconi, Signore. Frații din biserică. I fratelli della chiesa. Pentru că tu așa ai îngăduit. Tu hai permesso in tal modo che questa Dumnezeu, chiesa entri in questo spirito piena di amore, rispettando cuvântul tău, Tată Dumnezeu, la tua parola, ridicați mai sus decât un sistem, alzate al di sopra di un sistema. Noi mulțumim, Tată Dumnezeu, noi ti ringraziamo, Signore, binecuvintează, Doamne, sfinții de peste tot, i santi di tutta la terra, care ascultă această predică, acei care vor asculta în viitor, Doamne, mireasa Santa din întreg pământul, Tată Dumnezeu, pentru că noi știm că mesajul acesta lor, care a venit prin Uilia Mare Umbram, a venut atraverso Uilia Mare Umbram, e venuta per portarci una fede rapitrice per la sposa. Și profetul tău e il tuo profeta parla di una sicurezza eterna, și noi știm, Tată Dumnezeu, e noi sappiamo, Signore, ta, che la tua sposa è entrata in questa benedizione della sicurezza eterna, Signore, mulțumim, e noi ti ringraziamo, Padre, te laudăm și ti lodiamo e ti onoriamo. Presentăm din nou, aduci aminte de mama lui Avram, ricordati la madre di Abramo, Signore, de ea, Tată, toccala tu, Signore, noi vrem perché noi la perfecta. Vogliamo in buona salute. Doamne, acum prezint în fața ora presento davanti a te a tutti quei fratelli che ancora si trovano nel mondo caduti giù, Signore, nella depressione, senza nessuna possibilità, che Satana gli dice che non possono più essere restaurati. Ma noi abbiamo visto che un seme di Abramo non ha peccato mai abbastanza affinché possa essere abbandonato. Lui non può essere abbandonato. Io credo, Signore, che tu manderai i tuoi angeli lì per trovare i semi affinché siano portati indietro, Signore, indifferentemente dove si trovano, in Italia, in Austria, in Vienna, in Romania, in Sebes,
Zebes, Baia Mare, Baia Mare, Timișoara, în Alba Iulia, Alba Iulia, Signore. O, Tată, așa cum întrebările sunt făcute, così Tată, come le domande vengono eu știu, fatte, Dumnezeule, io tu so, răspuns, Signore, che Tu hai risposto din Alba Iulia, a quella persona di Alba Iulia per vedere, che Signore, suveran, che Tu sei sovrano nella Tua opera, și Signore, ta, e la Tua seme, opera secondo la legge della vita e non secondo le leggi umane. Per questo noi Ti ringraziamo, Signore, benedici i santi di Alba Iulia, Signore. Noi Ti ringraziamo, Ti lodiamo e Ti onoriamo. Benediciamo il popolo di Israele, Padre, e Ti ringraziamo per questo giorno, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Qui dal tabernacolo di Roma vi trasmettiamo una domenica benedetta dal Signore e per tutti quelli che hanno che mangiare abbiate un buon appetito e se avete in abbondanza date anche a quelli che non ce l'hanno. Che Dio vi benedica. Amen.